Bună ziua și bine ați venit în prima gală din sezonul 3! S-a mai întâmplat așa să dezamăgești o fată atât de mult și repede? Nu cred. Chiar nu. Dar cum ai fi vrut tu să decurgă situația acolo? Să nu fie atât de direct pentru prima oară, necunoscându-mă. Mă, frate, mi-a venit mie să plâng când m-am uitat la televizorul ăla. Nu știu ce o să mă fac la mine. Ești ironic, așa cum spune Larisa? Nu, niciodată. Cuvinte am mai avut, aștept niște, nu știu, nu vreau să zic schimbări, dar să văd cum se schimbă. Am fost destul de clar, nu? Am impresia că, repet, că am fost opțiunea cea mai simplă. Înseamnă că n-ai încredere în tine. Că... Julia, hai să fim amândouă mature, da? Hai, da. Hai. Bun. Poți, da? Voastră, da. Poate. Bun. A fost prima zi. Am zis că nu pot să fii matură.
Bună ziua și bine ați venit în prima gală din sezonul 3! Ce frumoșele sunteți și ce frumoșele sunteți! E puțină apă pe aici, este special așa să fie cu emoții din prima gală? Știați că nu știu să not și de aceea? Doamne, ce flori frumoase! Foarte frumoase! Trandafiri roșii! Doamne, abia aștept să văd cum vine un buchet din partea unui băiat către o fată aici în casa iubirii. Așa! Dacă se poate un pic mai mare? Mai mare? Mai mare! Mai mare, nu? Da! Da? Ar fi perfect! Da, ar fi perfect! Sau unul! Nu 3, nu 5, nu 7, nu... Ori mai mare, ori unu. E romantic, zic bine, da? Bineînțeles. Dacă greșesc, îmi face semn. Dar a fost primul buchet, doamna Andreea. Cum? A fost primul buchet. Sezonul 3. Roșii. Roșii, așa, uite, roșu ca focul, să-i surâdă norocul. Va urma, normal. Dragi telespectatori, bine ați venit în prima gală din sezonul 3. A fost o săptămână tare frumoasă. Acestea sunt materialele? Avem materiale. Acestea sunt materialele, avem foarte multe materiale, pentru că, dragilor, primele săptămâni contează. Veți vedea, veți auzi lucruri pe care nici măcar nu le bănuiați, nici măcar nu vă treceau prin cap. Asta este magic, plăcut, interesant aici, în casa iubirii. Pentru că voi vă gândiți, oare cum a reacționat? Oare ce a făcut? Oare ce a zis? Oare? Ei bine, stați liniștite, vine gala, se rezolvă, vedeți totul în gală. Robert, ești supărat? Nu sunt supărat, lumina parcă mă deranjează puțin, până mă obișnuiesc un pic. Trebuie să te simți foarte bine, atunci când simți că te deranjează lumina, atunci mai tare să ridici capul și să zici că ești în lumina reflectoarelor. Astea sunt cele mai importante, obișnuiește-te cu ele. Îmi place că sunteți serioși, sunteți speriați, vă știți cu musca pe căciulă, ați făcut ceva greșit? Vă gândiți că se întâmplă ceva rău în gala asta? Cel mai rău lucru care se poate întâmpla în această gală este să ne luăm la revedere de la cineva. Și unul sau una dintre voi să afle ceva ce nu și-ar dori să afle. Atât. De ce sunteți triști? Sunteți emoționați? No. Puțin tel. Nu? Speriați? Îngândurați? Vreți să plecăm acasă? Nu. No. Vreți să punem o horă, să jucăm o horă, să plecăm acasă? Așa, da. Așa merge. Da, dar telespectatorii nu sunt de acord cu asta. Telespectatorii abia așteptau gala. Patrick, să vadă cum ziceți, cum credeți, cum comentați fiecare material în parte, fiecare părere în parte, ce păreri au avut fetele despre fiecare dintre voi când ați fost acolo în casa fetelor și viceversa. Toată lumea așteaptă acest lucru, voi nu? Ba da. Fetele sunt nerăbdătoare, dar nu vor să spun asta. Foarte nerăbdătoare, zic atâta eu. Dorință în vocea lor. Nu știu ce să zic. Bun. N-are sens să facem așa discuții din astea micuțe. Intrăm în pâine. Știu ce să fac. Robert, lumina este pe tine. Strălucești. Așa că aș vrea să încep materialele din această gală tot cu tine. Ce zic? Aștept să ved. Vreau să vedem acest material și să-mi spuneți dacă e de la agonie la extaz sau de la extaz la agonie. Gândiți-vă bine. E prima gală din acest sezon. Relaxați-vă, bucurați-vă de ea. Liniștiți-vă. Zâmbiți, spuneți ce aveți de spus, dacă aveți de spus. O să treacă repede. Nu fiți supărați. Că n-aveți de ce, serios. Bucurați-vă. Sunt sute de mii de oameni care se uită acum la voi așa. Zice, ce-i supărat? De ce o fi supărat? De ce? Ia să-i dau eu un vot, două, trei, să o înveselesc sau să-l înveselesc. Aceștia au fost concurenții noștri până în acest punct, dragi telespectatori, și aceștia vor rămâne în continuare câteva ore, căci nu se știe dacă va pleca cineva acasă astăzi sau nu. O să vă anunț imediat. Nu uitați că îi puteți susține prin voturi. Votați-i, susțineți-i, spuneți-le cât sunt de frumoase, cât sunt de frumoși, descurcăreți, triști. Nici măcar nu sunt atenți la mine. Robert, dacă la mine nu ești atent, fii atent la... material.
face aceeași greșeală a doua oară. Cum a fost? Bine. Ai avut emoții așa când te-ai uitat la Roberta? Da, îl avem aici, încercam să nu mă uit la el, dacă nu să l-am. Îți vine acolo în față. Da. E bine. Și cu întrebări așa pe tine și fiind acolo, prezența lui te-a... Te-ai emoționat, erai ceva ce nu știu să mai vorbesc. Încercam să nu mă uit la el. Te-ai emoționat, a început să... Ai de așa... Deci Roberta, ai cucerit-o. Dăm parte sau nu dăm parte? Hai ca asta. Nu mă exprim. Nu mă exprim. Aha. Nu, ai zis cum se exprimă? Nu? N-a fost cine îți doreai. Sau a fost cine îți doreai și ești dezamăgit. Dar cum a trecut timpul? Greu? Repede? Ușor. Asta ai voie. A trecut repede? Ușor. Pare a, deci? Poate vrea să ne... Poate a fost păcălească. Robert și nu a încântat-o și... Mare de dezamăgită. Ai chemat-o la Aurențiu. Deci ce totul poate. Da. Ce s-a întâmplat? Era așa zâmbăreat și acum ți-ai foarte patarioasă. Ar fi plecat fericită când, adică când auzeai numele lui, da. Zâmbeai și așa. Și tu așteptări aveai doar de la Robert, nu aveai de la alt băiat așa. Ești confortabilă în discuția cu el? Nu. Nu? Nu. Sunt dezamăgită. De tine sau de... De mine. Cum a fost interacțiunea voastră? Și interacțiunea și de mine. Că n-am zis ce trebuia. El a fost așa cum ți-ai dorit sau a avut și el niște minusuri? A avut și el niște minusuri. Cred că deci tot ce a zis. A fost o cameră roșie ieșuată. Da. Okay. Mi-a transmis ce aș fi vrut eu să-mi transmită. Bine. Robert, ce gafă a făcut? Robert! Câtă încântare a avut luni și marți și miercuri. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Rămân un pic surprins de această dezamăgire chiar așa mare. Cred că s-a înțeles foarte greșit ceea ce am vrut eu să o întreb acolo. Mesajul pe care am vrut să-l transmit. Dar ai văzut cât de dezamăgită era? Încă sunt surprins. Foarte surprins. Ți s-a mai întâmplat așa să dezamăgești o fată atât de mult și repede? Nu cred. Chiar nu. Dar acum nu o văd așa de dezamăgită. Mai liniștit e mai trecut, îți dai seama. A calculat, cum ești, Stefania? A calculat un pic mai bine situația și poate... Dar vrei să o întreb ceva? Vrei să-i spui ceva? Dacă vrei, poți să știi. Nici nu știu ce să zic, încă vreau să conștientizez dezamăgirea asta atât de mare și chiar aș fi curios. Măcar un motiv pentru care ai avut această reacție negativă. Am avut această reacție pentru că, cum am spus și fetelor, în capul meu făcusem eu o imagine despre el. Și deci au fost mai mult dezamăgite așteptările mele decât el. Și pentru a fi prima camera roșie... Nu a decurs cum aș fi vrut. Dar cum ai fi vrut să decurgă situația acolo? Să nu fie atât de direct pentru prima oară, necunoscându-mă. Pare rău, totuși a fost prima cameră roșie, prima săptămână. Da. Ușile nu sunt închise, să știi. Mamă, frate, mi-a venit mie să plâng când m-am uitat la televizorul. Nu știu să mă fac la mine. Consider că a fost reacția potrivită? Chiar atât de dezamăgită să fii? Nu, cred că am exagerat un pic.
Deci, concluzia pe care eu am tras-o după reacția pe care am văzut-o acolo, mă gândesc că ai închis ușa, cheia s-a aruncat în mare, adio. Las că nu am închis, nu am închis ușa la nimeni până acum, nici ție. Reacția ta cam asta ar fi spus. Poate sunt eu un pic mai expresivă pe moment, dar după întrece. Vezi, drept dovadă, încă nu ne cunoaștem atât de bine. Păi da. Ai tras o concluzie prea repede, cred că. A fost de moment, după mi-a trecut foarte repede. Nu ți-am spus, ești foarte frumoasă astăzi. Mulțumesc. Nu am dreptate, doamna Andreea, uitați-vă ce... Chiar toate fetele sunt frumoase, nu? Mulțumim, Robert. Mulțumim frumos. Giulia e un pic supărată. Te-ai scos, dat. Că nu o caută rău de privirea. Cum ați spus că m-am scos? Da. Tot timpul trebuie să ieși din situație. Orice. Normal. Nu ești de tot. Ce-i supărată, Giulia? Stefania, îți cer scuze dacă te-am dezamăgit, dar cu siguranță pe viitor vom remedia asta. Dar nu-i nimic. Eu cred că a fost mai mult vina mea, că aveam eu așteptări mult mai înalte. Hai să nu dăm vina 100%, facem 50-50 de tot. Ok, de acord. Ce face diferit în acea cameră roșie? Să nu fiu chiar atât de direct. Dar tot acolo ajungeai, la un moment dat, nu? E probabil o să ajungeam acolo când era momentul, dar mai treptat. Am urcat scările câte două, trei trepte odată. A, e! S-a întâmplat. S-a întâmplat. Nu-mi poți scoate imagine. Băieți, i-ați înțeles dezamăgirea Ștefaniei? Sau vi se pare așa trasă de păr? A luat-o prea personal, cred eu. A fost personal. Aici, na, a fost o cameră roșie între ei doi, deci clar era personal. De prea la început. O să cunosc pentru prima cameră roșie. Păi nu, îți răspund. De ce să se supere atât de tare? Da. Dar ușor, ușor se învață. Vedem. Vedem. Dar zi-mi, de ce crezi că este supărată Giulia? Mai devreme nu o căuta Robi cu privirea. Am văzut că se tot uită aici și Robi era în altă parte. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Și Patrick mi-a spus că a țipit un pic, a fost o glumiță, n-a fost nimic. Nu sunt supărată, sunt foarte bine. Eu nu o cred. De ce crezi că e supărată? Nu știu, mi se pare că nu-i acordă Robi atenția pe care ea și-o dorește. Se pare ție sau îi se pare ei și ea s-a transmis ție, ca tu să spui acum? Nu, doar din ce am văzut eu așa între ei. Și astăzi, când am intrat în gală, ei deja se certau, e mult spus, da? Își reproșeau chestii, parcă sunt de 8 ani împreună. Ei zice, dar ce, iar încep? Deja zic că soț-soție, așa. La un moment dat, Robi a făcut un compliment Virginiei și atunci, la fel, cred că... Nu? Și Larisei a făcut un compliment. Mie. Și a Leine. Mai aveți? Mai aveți? Mai și Ștefanie, cred că... Și Daniela, că și Daniela are o... Dar foarte bine să facă complimente, fetele sunt foarte frumoase. Normal. E normal să facă complimente. Absolut. Ai crezut și tu ce ai zis? M-a crezut cine? Nu, sunt ok cu asta, nu am niciun fel de problemă. Și nu sunt supărată, sunt bine. Îmi bate reflector, doamna Andreea, scaunul ăsta nu e al meu. Îmi dai de înțeles că vrei material cu tine? Cu voi? Vrei și tu reflectorul pe tine? Da, voi. Dacă care voi? Ăsta... Că sunteți mai mulți. Aoleu! Te mai mulți în aceeași ecuație, sau? Da, îmi zic voi și mă uit la tine, mă gândesc, nu știu, tu cu sau tu cu? Cu. Mai există o altă situație cu un cucu? Mai există un alt cuc, doamne Andreea? Doi cuci. Hai pe românește. Unul vechi și unul nou. Știți că eu... Ia uite, mai stau și unul lângă altul. Acum am văzut. Bine, poate am la altcineva, dar ok. Nu știu cum s-au nimerit. Vreți să stați amândoi în aceeași cameră la hotel? Nu, că... Stau bine. N-aș avea o problemă, stați voi doi în aceeași cameră. Nu, suntem ok, de ce? Înțelegem bine, suntem... Deja mi-am pus lucrurile la punct, nu mai mă mut, acum stau cu Patrick, plecăm amândoi la Timișoara, e bine. Ce drăguț. Stau cu Laurențiu și Laurențiu a avut o interacțiune cu Giulia și n-am probleme cu el, nu ne-am certat, nu ne-am reproșat. Asta mai lipsea. E bine. Okay. Deci vă înțelegeți bine, voi între voi băieți acolo la hotel? Da. Da. Și în casă? Da.
Atunci nu sunteți așa ca fetele, nu vă strângeți câte 2-3 într-o parte și vorbiți despre X și Y, nu? Până acum nu, stăm toți la masă, am unit mesele acolo, fain frumos. Sigur, da? Da, da. Deocamdată. S-a întâmplat ceva. Poate aveți până voastră. Bine, vă mai las să mai credeți asta încă un pic. Da, fetele, să știți că au fost mai sincere, mai directe. S-au retras într-un colț, au vorbit de una, de alta. De una. Dar nu este momentul. Deocamdată să vorbim despre iubire, despre interacțiunile de aici, din casă. În casa iubirii. Despre Giulia și... Despre ce vrei să vorbim? Despre trecut sau despre prezent? Despre ceea ce mă interesează, despre adică prezentul. Și dacă în prezentul tău este și puțin din trecut? A trecut acum. A trecut și acest moment pe care urmează să-l vedem. A trecut, dar trebuie să-l comenteze acum, în prezent. Îl vei comenta. Asumată ca întotdeauna. Da? Bine. Cei doi băieți. Puci. Sunteți atenți la material? Da. Poate. Din prima zi. Atenție, din prima zi. Nu știa absolut nimic. Cine este, cine vine, cine nu... Nu văzuse niciun băiat. Da? Urmărim? De ce nu mi-aduc aminte? Bun, hai. Cred că drumul meu spre el s-a închis, s-a oprit. Așa că dacă este aici sau nu este... Poate puțin dezamăgit o să fiu că, na, o să îmi alimenteze dorul, că cu siguranță există puțin dor acolo, dar poate o să mă ajute și să merg mai departe. El, dacă ar fi aici, există posibilitatea ca eu să nu reușesc să merg mai departe. În momentul în care tu vezi un ceva nu poți să mai numești insistență, că dacă ți-e face așa, tu te duci. Dar într-adevăr sunt conștientă că am luptat eu poate prea mult. Prea mult, da. S-a dat speranța, s-a închis, după aia se dădea iarăși subtil, foarte, foarte subtil, știi? Și în momentul în care ești, trebuie să tăiați asta la montaj. Noi, când ești îndrăgostit, orice că-ți faci așa, el practic îi se dă-te mai încolo. Dar tu simți altfel. Tu simți altfel. Iar eu practic aveam un voal pe față, de care nu puteam să scap. Și acum? L-ai dat la o Nu, glumesc. O să-mi dau șansa la fericire. O să-mi dau șansa să fiu Să vă dați seama că o să vă apropiați de Cosmin atunci. Deci, ne-ai dat un sfat oarecum. Are ceva farmece. Acum o să fiu gătate mai, de nu, este un băiat foarte mișto. O să-l cunoașteți. Este foarte mișto. Este și frumos. Și mișto din punct de vedere al caracterului. Este foarte... Și el prietenos, și el se distrează, și lui îi place. Are un vibe, așa, de petrecăreț. Este și serios, când își dorește să fie serios. Încercați să-l cunoașteți, nu vă închideți, nu vă puneți bariere pentru că sunt eu aici. Da. Dacă el vă vrea, eu n-am nicio problemă cu a... O să am, da. Da, doi din această ecuație râd. Necunoscuta sau cunoscuta nu râde. Nu râde. Nu, nu râde. Deranjează. Ei, n-ar avea cum să te deranjeze. Robi, nu râzi? Eu nu, nu. De ce să râd? Nu știu, n-a fost amuzant, ei râdeau. N-a fost amuzant. Deloc. Dar te bucă atâta seriozitate. Stai, râdea că toată lumea. Grav. A zis ceva grav? Nu, așa sunt eu în momentul ăsta. Nu am, n-am o problemă, nu m-a deranjat absolut nimic. Da, nici nu ne văzuse și nu... Pentru ce să... Hai să studiem puțin atitudinea ei. Felul în care vorbea despre Cosmin, crezi că mai e ceva acolo, vorba Larisei, stați, apropiați-vă de Cosmin și după aia vedeți dacă mai e ceva acolo sau nu la Giulia. A avut câteva glumițe care dădeau de înțeles că mai are ceva pentru Cosmin. Bine punctat, glumițe. Virginia. Cum? Bine punctat, glumițe. Glumițe. Mai în glumă, mai în serios. Giulia, tu spuneai că adevărul se spune în glumă. Larisa. Ești colega mea de cameră, am pretenții la tine. Nu, glumesc. Te ajut. În prima zi, oarecum am fost întrebată dacă mi-aș dori să fie Cosmin sau să nu fie Cosmin acolo. Dacă vreți să vă mutați din cameră, să-mi spuneți că mai sunt și alte fete care vor să nu mai stea așa cum stau acum. Nu o să vă zic cine.
Dar dacă vreți și voi, să știți că se poate. Dacă vă certați acum și vă supărați, Larisa, nu-ți face griji. Ai în ce cameră să te duci. Dacă te dă afară în cameră. În caz de... Nu e râsul tău ăsta. A, râdeam cu Virginia, știm noi de ce. De ce? Vreau să știu și eu. Daniela i-a spus Larisei că la mine. Adică Daniela ar primi-o în cameră pe Larisa. Și cu Virginia ce facem? Prietenoasă. Eu sunt colegă de cameră cu Daniela și... A, și pe tine mă elimină, se pare. Nu-i vorba de asta. A dormit toate trei. Daniela, nu vrei să mai stai cu Virginia? Vrei cu Larisa? Am două din ea și e de înțeles. Nu-i vorba de asta, am fost doar prietenoasă, atât. Adică poate să te ia și Larisa și Virginia. Unii în paturile. Dar nu-i problemă. Am înțeles. Este o băncuță acolo, eu pot să mă... Da, deci cu încredere, spune-ne, știi ceva, Larisa? Te mai uita la ea! Nu știu. Ți-e frică de cineva în viața asta, Larisa? Nu știu. Bine, nu știe. Cosmin, ce ai simțit acolo? Ce ai văzut acolo? Nu știu ce să spun. A făcut niște afirmații. Nimic din ce n-am mai auzit. După care am avut noi o discuție în dansul din zilele următoare și am concluzionat și am decis împreună că o să ne vedem fiecare de treabă. Eu oricum îmi vedeam de treabă, dar na, a zis și ea că de acum încolo o să-și vadă de treaba ei. Mă bucur că a pus ochii pe cineva, mă bucur că au o situație bună până acum. Și au o situație bună până acum? Eu zic că da, părerea mea. Adică ieri mai un pic se sărutau din câte am văzut. Dar tot părerea ta a fost că nu se uitau la, nu se uita. Asta am observat, nu că nu era cu altă nuanță. Asta am de observat. Ce nuanță putea să aibă asta? Uite, nici nu se uită la ea. Că, nu știu, poate se considera că eu aș fi vrut să nu se uite la ea sau habar n-am. Eu am fost destul de explicit acolo, i-am spus și ei și am căzut de comun acord că o să ne vedem fiecare de treaba noastră. Mă bucur că până la urmă a decis și ea să îngropăm securea războiului. Cel puțin pe Giulia n-am auzit să mai vorbească de tine în afara emisiunii. Mă mulțumesc. Bucur de faptul că a vorbit bine despre mine și că nu încearcă să, nu știu, să... Și tu despre ea. Da, eu am vorbit bine despre ea, dar am fost surprins să văd că și ea despre mine și că nu... Întotdeauna am vorbit de bine când am avut ocazie. Da. Tu ai vorbit despre ea tot în prima zi, parcă, nu? Da, și am vorbit... Cu mine. La început, într-adevăr, am spus că da, mă așteptam să fie așa ca un, nu știu, să vrea iarăși să ne războim și așa mai departe. Dar ea s-a schimbat, mă bucur că s-a schimbat și sper să fie bine de acum încolo. Nu știu, întreb, ai vrea să vadă și Giulia ce ai zis de ea în prima zi? Păi, oricum o să vadă, poate să vadă. Îi spun eu de pe acum, dacă vrea. Mă pregătesc sau? Dar poate la tine am tăiat la montaj. Poate la ea n-am tăiat, dar la tine poate am tăiat la montaj. Era de tăiat la montaj? Nu cred că era de tăiat. Am spus că cumva n-aș vrea să fii în sezonul ăsta. Pentru că eu consideram că o să vrei... Cumva n-a zis așa. Cumva a zis asta. Vreau așa să văd cât de frumos a reușit să împacheteze acest lucru. Nu știu dacă ești sigură? Pachetat. Da. Ești sigură? Treaba ta? Nu te aud după. E o bombă roz. Ia atentă. Vreau să te uiți la prima zi în care Cosmin vorbește despre tine și ultima care vorbește despre tine. Hai, privește. Printre ele, sper să nu fie cine cred eu. Nașa ta. Nașa, mă, nici are curaj să-i zică pe nume. O să fie, o nici să nu fie. Vreau să zic eu. Nici nu vreau. Vii tu, Laurent. Giulia. Giulia. O să fie, sigur. Lasă că te-am susținut și o să te susțin. Trebuie să-l aspărăm cu toții că e meci greu acolo. Știu, am văzut. Gândește că de la televizor îl susțineam, dar nu mă auzea. Și dacă ar fi, sper să... Să fii tu în continuare. Sper de data asta că, cumva, în sezonul trecut s-a axat pe mine ca să ajung aici, probabil. O ajuns? Nu zic de ea. Cosmin, zic că te urmă în cap de la început. Ce crezi dacă peste 3-4 luni ești cuplu cu ea? Îți zic eu că nu o să cred așa ceva. Și dacă totuși... Viața e imprevizibilă tot timpul. În cazul ăsta pot să spun niciodată. Nu cred. Niciodată. E destul de conturată situațiile încât să mai ajungă să fie cuplu. Nu cred că am zis ceva
Wow, adică... Nu, mi-ai zis că am stat aici pe spatele tău doar ca să ajung în sezonul 3. Nu cred că am avut nevoie de tine ca să ajung în sezonul 3. Nu sunt aici datorită ție și cred că ești mai mult decât conștient despre asta. Dacă ai fost atent, am spus probabil. Probabil, da. Da. Patrick, mi-a plăcut că l-ai susținut în declarații. Foarte adevărat, da. De ce ai lăsat tonul mai jos când ai văzut-o așa agitată? Da. Laurențiu, de tine știam că ai o părere bună despre mine de la televizor, dar aparent păi, l-ai susținut pe Cosmin de acasă. Ascultă-mă, două secunde, acum ne cerți, te-am spus și în camera. E un material. Era prima zi. Erați mai mulți pe material. Erau vorbele mele și... Am voie să fac asta. Dar eu l-am rugat să-ți spună numele pentru că, iată, Cosmin nu-ți spunea numele. Da, asta făcea și înainte. Eu l-am rugat pe Laurențiu. Spune-i tu, Laurențiu, numele. Da, da, el ulterior a completat că Laurențiu mă susținea. Îl susținea pe Cosmin de acasă. Ți-am explicat și în camera. În situația cu Giulia, mine. Giulia, tu ai spus cu gura ta că în unele momente recunoști că nu te-ai comportat cum trebuia. Așa-i? Bine, am să decid în momentul ăsta că nu o să las armele jos cu tine. Și că de atunci nu mă interesează. Dacă vrei să ne războim, ne războim în continuare. Nu știu dacă duci. Stai liniștită că duc. E, nu, dar de ce să arăt că duc? Vezi, din nou îți arăți comportamentul ăsta. Crede-mă că doar din respect față de Robi în momentul ăsta te las așa și dar nu, cred nu că o să ridic. Nu te înțeleg. De ce? Robi nici nu mai e cu noi aici. Ce te deranja de acolo? Nu te înțeleg. Cum ce m-a deranjat? Iată de departe. Dacă a trecut peste. Ce te deranjează? Cum adică ce m-a deranjat? Cosmin, nu e prima dată când aduci în subiect faptul că eu am stat aici pe spatele tău ca să ajung în sezonul 3. Eu când am intrat aici, am intrat pentru tine, niciodată cu gândul la sezonul 3. Nici n-am știut că o să existe. Era vorba pe atunci când am intrat eu că o să existe sezonul 3 sau ceva. Eu mă pot gândi la toate opțiunile. Dar și eu mă pot gândi la rândul meu că tu te-ai folosit de chestiile cu mine. Eu de tine? Păi dacă îți făceai relație, exista posibilitatea să plec sau să chestii. 210. Te-am pus eu să... Alo, 210. Te-am pus eu să insisti atâta să tragi de mine, atâta. Te-am pus eu, dacă eu îți spun de 20 de ori, băi, nu sunt curios de tine, da, lasă-mă în pace, de tine, vezi de treaba ta. Am să te rog să te uiți la emisiune, că ai și postat aseară din când te-am văzut pe Instagram, mă, nu am părea să-ți placă. Erai într-un filmuleț unde eram... Da, era filmulețul care începea cu mine. Wow, să fanul tău, îmi fac... Știu, ți-am zis, de multe ori. Tine, dacă vrei, ești fanul meu. Giulia, dar pe Laurențiu, de ce l-ai băgat în discuție, săracu? Dar nu a avut nicio treabă, pur și simplu urmărise de acasă situația dintre tine și Cosmin, care cu toții știm că n-a fost una bună, și era vorba de el și eu zis Laurențiu Ghicne. Și el fiind un fan al emisiunii știa despre cine e vorba. Da, Giulia a spus ulterior că îl susținea pe Cosmin, iar mie în camera lor și mi-a spus că m-a privit de acasă și că i-a plăcut oarecum ce a văzut. Păi da, dar faptul că am zis că te-am văzut acum ulterior, ți-am zis și azi ieri în casă când am fost și ți-am explicat că mi-a plăcut. Da, ulterior am înțeles, dar... Păi, cum te-ai schimbat, a fost... știm cu toții, dar comportamentul tău de până atunci, de până acum, mă rog, din sezonul trecut, nu ți-a plăcut nici ție, ai recunoscut, ce nu înțelegi? Am zis în anumite momente, Cosmin. Pa, Giulia, te-a întrebat Robi ceva, mă rog, m-a întrebat pe mine, dar de fapt te-a întrebat pe tine. Ce m-a întrebat? De ce se lungește atât discuția? Dacă o pe nevastă ta, pentru că se duce atât de departe. Nevastă ta. Ce e așa deranjată? E deranjată de comportamentul ei. Nu mai știu ce am zis. Puteți să-mi aduceți aminte, vă rog frumos. Dacă a trecut peste. Am trecut peste, Cosmin, dar este normal ca afirmațiile de genul să mă deranjeze. Te înțeleg și pe tine că nu ai cum să înțelegi de ce mă deranjează pe mine. Ești la început, nu am pretenția să înțelegi. Eu sunt sigură 100% că ușa mea către tine. Nu, și a mea către tine. E zid. Nu există, nu există o ușă între noi doi. E zidul chinezesc, am spus că l-am ridicat și nimic altceva. Corect. Dar faceți găurile așa pe jos când tu. Doamna Andreea, nu fac nicio găurică niciunde, nu mă interesează. În canapea de obicei. Directul Giulia, eu am încercat să fac o recomandare frumoasă, am văzut că și ea o făcut la rândul ei, mă bucur. Aș vrea să nu ne mai raportăm la trecut și să ne ținem de ce ne-am spus. Să ne vedem să fiecare de treabă Julia. Și să ne vedem fiecare de treabă, te rog frumos. Patrita, o întrebare dacă se poate pentru da. Tine. Da. Spăcea Giulia. Exact. Eu personal nu am o treabă. Am o întrebare pentru tine. Da, Bogdan, dar ai mereu pentru ce îi face dacă Robi într-o oarecare măsură te refuză? Ce aș putea să fac? Nu știu. Nimic. Ce îi face? Eu o flotă. Ce vrei să fac, vreau aștept de la tine un răspuns mai elaborat. Te rog, găsește-ți cuvintele, Giulia, și adică te întoarce la Cosmin? Nu. Asta e întrebarea. Dacă asta mă întreb, nu. Ca să se întoarcă trebuie să aibă de unde îți pleca. Deci nu. A? Trebuie să fie avut. Cum? Trebuie să fie avut de unde pleca.
Crezi că e unul categoric? De la mine nu a plecat ca să aibă unde se întoarcă. Păi și stai puțin, că stai, în prima zi sau marți, nu mai știu, ai spus că poarta a rămas cumva întredeschisă. Nu, iar n-ați înțeles. Am lămurit chestiile astea. Imediat, o să-i răspund lui Bogdan, că este curiozitatea lui și mi se pare normal să-i răspund. Am spus că în momentul în care eram atunci, ce era, marți, miercuri, când era, nu mai știu. Irelevant. Irelevant. Am spus că dacă mie trecutul mi-ar bate la ușă, nu știu să spun dacă aș deschide sau nu aș deschide, dar în cazul în care eu voi avea ceva, în acest caz cu Robi, clar nu o să-i deschide de tot. Nici nimic. E unul categoric. Da. Am înțeles, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru întrebare. A stricat brățara, Robi? Nu. O așezi? A, nu. La ce te gândeai? Îi ascultam, atât. Ce concluzii tragi? Păi, cred că am lămurit niște chestii cu Giulia. Adică suntem bine. Deci înțelegi reacția de acum? Sau încerci să-i înțelegi? Da, nu, o înțeleg perfect. Dar înțelegi și pe Cosmin? Și pe Cosmin îl înțeleg. Sunt foarte înțelegător. Bun. Până în ce punct? Pare mai mult ironic decât înțelegător. Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Gata. Dar ești ironic? Momentan eu am doar niște cuvinte. Ești ironic, așa cum spune Larisa? Nu, niciodată. Cuvinte am mai avut... Vreau să avem niște etape și să văd. Dar cuvinte de ale tale către ea sau cuvinte de ale ei către tine să vină? Ce aștepți? De-a lungul timpului am mai avut cuvinte, vorbe. Toată lumea a avut. Partea faptelor? Da. Și aștept niște, nu știu, nu vreau să zic schimbări, dar să văd cum se schimbă. Că n-am apucat să ne cunoaștem foarte bine. Știu că a avut un trecut cu Cosmin, nu mă interesează absolut deloc. Bun, deci ai zis că de cuvinte, de vorbe te-ai săturat, aștepți fapte. Da. Te-a chemat la cină. Da, mi-a plăcut, a fost ok. N-am mâncat. Nu știu, a fost ok cina noastră? Ți-a plăcut? M-am uitat la tine? Într-un moment nu. Nu prea pare unda. Ți-a plăcut la cină sau nu ți-a plăcut? Cum? Nu regret alegerea. Ok. Sincer. Dar la un moment dat i-ai spus ieri, alaltă ieri, zilele astea, că are timp să schimbe fata pentru cină. Ca și cum era cina lui. Da, știu, nu știu unde eram, nu, eram, că cred că eram foarte nervoasă. Din cauza reacțiilor lui la Daniela, nu geloasă. Las-o geloasă acum. Nu geloasă. Știu că lui îi place să audă că am fost geloasă, dar nu. Nu înțelesesem atunci de ce s-a întors să se uite la Daniela când dansa cu ceilalți băieți. Pentru că a făcut același lucru și când am dansat eu cu Patrick și Cosmin, doar că la mine nu s-a întors, se uita în oglindă. Același lucru. Eu, în momentul în care nu sunt interesată, mă uit în oglindă și dacă sunt interesată, mă întorc. Eu, Giulia. Nu, dacă te-ai uitat în oglindă prea mult în camera roșie, iartă-mă. E grav? Nu, eram interesată, că eram acolo cu el, na, era altceva. Contextul era diferit. Dar, de exemplu, dacă ar dansa oricare alt băiat... Cosmin să fie! Dacă ar dansa cu Stefania... Cred că m-aș uita la ea, că e foarte frumoasă, dar nu, adică m-aș uita prin oglindă, că nu mă pasionează. Îmi place războiul ăsta. Nu, n-aș avea un interes acolo să stau să mă uit. Da. Te-ai uitat prin oglindă? Robi? M-am uitat în oglindă, m-am uitat la amândoi. Și cred că ne uitam împreună, nu? Da, dar cum nu era vorba de oglinda de la noi din camera roșie? Ba, da. Nu. Oglinda din casă. Din casă? Decât am dansat eu cu băieții. Ah, când dansa, da. Te-ai uitat la ea și Cosmin când dansau? M-am uitat, dar nu eram foarte interesat, pentru că nu o cunoșteam. Nu... Era prima dată când... Fix ceea ce spuneam, îmi confirmă ceea ce am spus eu acum. Venise prima dată, adică nu știam pe Giulia. Era pentru prima dată când fetele trebuiau să vină în casa băieților. El nu înțelege. Înțeles. Și a confirmat ceea ce am spus eu, că nu era interesat. Nu eram interesat pentru că nu o cunoșteam. Cu Daniela era interesat. Păi dacă merge pe tiparul, Giulia, pe același tipar nu. Giulia. Tu nu te-ai uitat în oglindă în momentul în care Giulia a avut 3 dansuri? Da. Dar el a zis că s-a uitat în oglindă că nu era interesat. M-a făcut neinteresat că nu m-am întors.
Și că m-am uitat în oglindă. Da, tu ai dansat cu ea, adică cumva cu Giulia, primul dans a fost. Ea m-a luat la dans. Și okay, eu din contră tindeam să cred că ți-a stârnit un interes și în momentul în care o priveai prin oglindă, tocmai pentru că te interesează și că nu voiai să-i dai de înțeles, pentru că mie dacă nu-mi pasă, zice, mă uit direct, mă întorc și mă uit, că nu-mi pasă ce crede. Ideea e că n-am zis bine că nu am fost interesat, nu mă interesa foarte mult momentul în punctul ăla. Nu știam că nu știu o să... cum am fost înțeleasă, dar eu am vrut să spun că te interesează de Giulia, nu de Daniela. Asta e concluzia. Îi mă interesează de Giulia. Da. Nu am nicio... să te scot, da, gen. A, mersi, da, am înțeles. Am... Lasă așa. Bine. Am impresia că... Repet, că am fost opțiunea cea mai simplă. Înseamnă că n-ai încredere în tine. Că... Giulia, hai să fim amândouă mature, da? Hai, da, hai. Bun. Poți, da? Da. Poate. Bun. Prima zi. Am zis că nu poți să fii matură. Mulți dintre voi au suferit foarte tare din iubire. Foarte tare. Ce ai înțeles, Giulia? Ce era de înțeles? Ce? Fix ceea ce ai spus. Ce? Ce ai spus? Ce? Ce ai spus? Cuvinte, te rog, nu n-ai cuvinte? Nu vreau să mai lungim. Ok. Sincer. Apropo, Robi. Da? Ai vrut să-ți spun o întrebare. De ce la mine te-ai uitat față în față, adică te-ai întors? Iar la... Lăsați-mă să pun întrebarea, vă rog foarte mult. Bună, te rog. Mulțumesc. Iar la Giulia, când a dansat cu alți băieți, te-ai uitat prin oglindă. Nu la ea, direct. Are un interes. Ai un interes? Doamne, deci mi se pare o chestie atât de neimportantă și neinteresată, neinteresantă, că nu pot să-ți dau un răspuns. Te-am spus și în camera roșie că aici lucrurile astea foarte mici, subtile, se interpretează. Nu știu, nu e, n-am niciun răspuns, nu pot să-ți dau un răspuns. Probabil nici nu mi-am dat seama că m-am întors. Te-ai întors de trei ori și nu ți-ai dat seama. Nu-ți dai seama? Ok, scuze. Nu-ți dai seama prima dată, dar după... Eu cred că te-ai uitat la toate dansurile, nu doar la un dans. Da, poate nu. La dansurile cui? Poftim? La dansurile cui? Măi. Ale mele. Ale tale? Da, Daniela, îmi place de tine și nu ți-am spus încă. Nu, era spus așa și nu vedea, nu vii. Mai. Da, s-a întors. Păi da, ce, unde se vrea a ajunge, da, unde cu subiectul ăsta? Întrebat. Sau ce credeți voi? Credeți era că se vrea să avea un interes față de Daniela? Nu, era o curiozitate. Eu am specificat și cu Giulia, am clarificat niște lucruri împreună. Poate chiar da, așa aleator, pentru că a fost o chestie nouă că tu ai plecat din casă. Ok. Pentru mine chestiile astea sunt absolut neimportante. Bă, cred că m-aș uita la orice dans pe care l-aș vedea. Ok, și pentru mine erau importante și aș vrea să știu. Voi vă uitați la dansuri, indiferent de parteneri sau de... Eu nu. Eu îi dau drept. Nu. Tocmai asta am spus. Nu, că dacă mă interesa, mă uitam. Eu? Drept? Nu mă interesa, mă uitam prin oglindă. Nu mă uit, mă uit prin oglindă dacă mă uit. Dar nu știu ce regulă e asta, că dacă te întorci te interesează, dacă tu ești oglindă nu te interesează. Nu, asta e... Robi, este foarte simplu. Este... Dacă vrei să te uiți cu atenție, faci un efort, te întorci, te uiți. Este un gest pe care este incontrolabil. Dar dacă e ceva așa, se întâmplă în spatele tău, ia uite, te uiți prin oglindă. Era înțelegi? Adică... Sunt foarte clare oglindile, adică se vede perfect. Nu chiar. E ceva ce faceți fără să vă dați seama. O să vedeți când o să vă uitați la tine. Da. Și veți o să înțelege. Să ții minte ziua atunci asta, dacă să... oricum o ținem noi minte și să facem și material, să vezi cum o să te întorci și o să te uiți. Chiar vă rog. Pe viitor, dacă va fi cazul... Nu cred că va fi, da. Și dacă o să fii interesat, dacă iubita ta dansează cu un băiat, te uiți tot prin oglindă? O să danseze. Vom vedea. Casa iubirii este plină de surprize. Era mai mult o curiozitate. Cu câtă dezamăgire îi zice Patrick că da. Stai liniștită că n-am nimic cu tine, crede-mă. Și bine, niciuna dintre voi. Adică nu sunt un om răutăcios absolut deloc. Doar că, aici, cum am spus, una? Nu, gen, să am ceva cu voi într-un mod rău. Nu mă înțelege greșit. Ok. Sunt... E, putem să ne certăm acum? Dar nu l-am certat, eu doar am crede-mă întrebat. Crede-mă că m-aș uita la orice dans. Și chestia cu oglinda și întorsul pentru mine e inexistentă. Da, dar era strict părerea mea. E care avem păreri diferite. Am înțeles. Continuă. Putem să trecem peste? La un alt uitat.
La cum s-a uitat Cosmin la camera voastră roșie. Da, vă rog. Cosmin, frate, m-am săturat de Cosmin ăsta. Dar oare cine e Cosmin? E tare, tare, te-ai face atâtea materiale, nu ne lasă deloc în pace. Da, ceva, n-am. Nu se poate cu acest Cosmin. Poate vorbești tu cu el să nu mai facă atâtea materiale. Eu, din câte știu, el se comportă normal și natural. Acum, dacă ies... Eu zic să vedem. Să vedem? Eu zic să vedem și comentezi tu. Sigur. Da? Despre el. Bine, pace. Perfect. Hai să urmărim. Cineva dansează? Cineva dansează? Oare cine? Wow! Dar el nu privește în ochi, frate. E emoționat. El. Eu cred că o pupă. Nu cred, cred că o pupă. Nu cred, nu cred, nu cred. Vrei să mă pup? Bune. Hai, hai. Nu cred. Haide, hai. Acum, acum. Hai, Robi. Hai, Robi. Hai, Robi. Nu cred, nu cred, nu Robi. Bă, deci e focul ăla de sărut acolo. Deja știm care va fi următorul cuplu. Oh, ce drăguț! Se uită la ei în oglindă. Hai, hai! Eu cred că Giulia își dorește maxim. Giulia vrea, el ezită un pic. Cosmin, dacă mă auzi, să știi că Giulia e moartă după el. Mă bucur, te aud. E de bine atunci. Mă foarte bucur. Rămâne de văzut? Am mă, frate, bă, deci vă rog eu, nu știu cine a montat asta, dar eu am montat la tatăl. Parcă lucrează în televiziune oamenii deci, ăștia. Vreau să explic faptul că eu sunt un pic răcit și probabil de asta aveam fața asta, dar acolo eu eram ca la meci. Hai, mai un pic, hai, acum, nu, da. Îi susținea. La modul ăsta eram, doar că, nu știu, s-a montat și sunetele astea în așa fel. O să-mi spun o părere? Da. Că și colegii sunt răciți și sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Doamna Andreea. De unde? Deci băieții au fost de față, pot confirma faptul că nu a fost... Da, îi susținea foarte mult. Nu a fost... Da. N-am vrut să-i dau nuanța asta de... Adevărul e că băieții erau atenți la tine, da? Da. Mai mult. Eu, dacă erau atunci ca și Cosmin să vă zic, hai, mă faci spațiu sau nu. Atunci, fratele meu, Patrick. Și ați observat că Patrick s-a pus în genunchi, adică de ce? Pentru că el, așa este el expansiv, el nu ne-a surprins. Acolo, bine, el ne-a surprins la început, acum nu mai gata, îl știm pe Patrick, așa este el. Și eu eram tot așa, haide, hai, să se întâmple. Dar el nu e așa. Nu. Nu e. Cum nu? Nu ești așa. Terminat. În general. Dar, Robi, zi repede. Cum am fost, na? Eu, adică stai cu tirai acolo. Cred și sincer vorbind, acum să trecem peste toată treaba, Cosmin chiar a trecut peste, n-are nicio treabă, nu... Și eu sunt de serios părere. Asta cred, asta văd și... Nu știu, eu cred că dacă ținea neapărat ca eu să n-am nicio treabă cu Giulia, nu-mi spunea că, e, că se potrivește cu mine, că avem oarecum același caracter. Ca să vadă ce fel reacționează ea. Da, mă, termin. Dacă tu te îndrepți spre ea, încetează. Poate e un test pentru ea. Și poate te folosește, Cosmin. Da, Robi. Place să creadă ea chestiile astea. M-am gândit și la asta într-un moment, că m-ar putea folosi, dar nu cred, nu știu. Ca ce? Cine este folosească? Da, eu să te folosesc. Tu, Gen. Spre ea discuție. Eu? Da, să vezi ce... Cosmin. Nu, Cosmin. Eu să te folosesc. Ca ce? Gen, să o testez pe Giulia. Să-l faci pe Robi să se îndrepte spre Giulia, să vezi ce fel reacționează Giulia. Nu, stați puțin că e o încurcătură. Adică n-am făcut asta. E o încurcătură foarte mare. N-am făcut un sezon întreg. Eu n-am fost un sezon întreg. Vă rog. Păi nici eu, mă rog, cât o fost. Nu m-am gândit la Cosmin că îmi zice chestii frumoase despre Giulia ca să obțină... A, nu? Nu, m-am gândit la Giulia care putea să se folosească de mine. Pentru... M-am gândit. Ca să ce? Nu acum. Să vezi cum reacționez eu. În primă fază. Doamne ferește. Te-ai dus prea departe. De ce? Nu m-am dus departe. Nu, că prima dată când a venit în casă Cosmin, el ne-a prezentat-o foarte frumos pe Giulia. Și mie și lui...
Bine, asta după ce am zis Robin, că... Tot Robin. Da, materialul trecut. Am vorbit la masă și ne-a prezentat că putem să o cunoaștem, că e o fată extraordinară și... Da. Păi el ca să scape de mine, nu de altceva. Da, da, dar nu, adică... Și eu sunt de părere că acest Cosmin săgetat nu are nicio treabă cu Giulia și am vorbit tot timpul frumos de ea și a spus părerea despre... Da, interacția cu Robi, a zis că Robi e un băiat potrivit pentru ea, deci nu... Exact. Am făcut, nu văd unde ar fi problema să o atace pe Giulia, nici, deci eu așa simt. Am făcut abstracție de principiile noastre și le-am prezentat-o băieților ca fiind o persoană ok cu care se poate sta de vorbă. Exact, plus că acest Cosmin săgetat, repet, nu este genul subliniez. Să atace. Eu așa îl simt după o săptămână de... Nu știu ce poate. Probabil o să-mi schimb părerea, dar momentan sunt de această părere și mi-aș dori ca acest război dintre voi doi să se termine. Dacă și era un război cât mine. Și eu îmi doresc, crede-mă. Și Robi cred că își dorește, nu? Nu am nicio treabă. După materialul care s-a prezentat, nu știu, nu sunt pe Cosmin foarte tensionat. Nu sunt în, nu sunt în acest subiect. Poate să-și termine singur eu. Da. Da. Îmi pare rău, frate. Dar știi cum e, când ia casa foc, aveți. Pentru că nu te interesează subiectul sau pentru că nu te interesează? Nu, subiectul chiar nu mă interesează, serios. Bănuiesc că sunt destul de maturi și pot să treacă singur peste treaba asta. Adică Cosmin e clar că a trecut peste, n-are nicio treabă. Giulia mi-a zis că nu are nicio treabă și că atenția este îndreptată către mine și cam atât. Ei, da. N-am avut peste ce să trec. Cosmin ți-a zis clar că a trecut peste, adică și mi-a dat de înțeles prin comportament și... Deci se vede clar, clar, ai folosit cuvântul clar. Da, clar că eu așa cred. Așa poate nu văd iar Giulia bine, dar ți-a zis. Giulia doar ți-a zis. Iar tu de vorbe ești sătul. Să zicem. Analiză pe text, pe vorbele omului. Ce să fac? Știți că sunt prima care face analiza pe text? Deci ce a zis? A zis că te-a auzit, dar că nu te crede... Nu am demonstrat nimic. Da. Asta a spus. Și ce? Deci... Mi-ai demonstrat ceva? În 2, 3, 4 zile cât au trecut? Suntem ok, am zis că suntem ok, ne înțelegem bine, ne cunoaștem. A fost jocul cu Smasher Pass unde cred că am fost destul de clară. Băi. Da, și ce am zis mai devreme? Ai zis că Robi, eu zic că ți-o demonstrat prin faptul că era deranjată când... Asta consider eu. Da, nu poate să considere nimeni dintre voi dacă mi-a demonstrat sau nu, doar eu. Corect. Păi, și atunci uite, ce? Ne dăm cu cine cu părerea. Vrei să te ceri eu de iubit cumva? Că nu înțeleg. Adică... Puteți să vă dați cu părerea, nu mă deranjează, sunt... Sunt păreri obiective. Puțin, că eu da, dar eu pot să consider dacă a făcut sau n-a făcut. Corect. Tu ești în măsură. Giulia, cum ți s-a părut reacția lui Cosmin? La imaginile cu voi doi în camera roșie, tu și Rob. Sincer, tind să cred că Cosmin își dorește cu orice preț să scape de mine. Dar cu toate astea, nu... Nici nu l-am mai văzut așa. Cum eu, cunoscându-l. Așa, era foarte aprins. Orică, într-adevăr, susține orice cuplu și ar face așa pentru oricine, cu toate că nu... Ba da... Dar logic. A fost surprinzătoare reacția, sinceră să fiu. Nu mă așteptam. Mă așteptam să fie așa, băi, întins pe spate, fără nicio reacție, stăteam, niciun cuvânt. Dacă stăteam așa și nu scoteam niciun cuvânt, toată lumea zicea, băi, uite la Cosmin, ce afectat, tăi frate, niciun cuvânt n-o scos. Așa a gândit că... Păi, nu mi s-a părut Cosmin afectat chiar deloc. Făceam galeria acolo, băi, ne bravo, dă-i, bam. Aș avea o întrebare, Cosmin. Dar... Da, Daniel. Okay. Sau mai mult o curiozitate. Ia. La un moment dat, ai zis tu, nu, 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 nu o sărut. Sau, mă rog, nu o sărut. Nu, nu, ai zis, nu, nu, că a întors capul, da. Robi. Exact, mulțumesc, Giulia. De ce? De ce? El s-a de ce ai zis nu? El de ce am zis nu? Pentru că l-am văzut pe el, deci era un momentul, erau așa, și la un moment dat el iarăși ezita. Și am zis, nu, 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 la modul, nu ezita. Și-ar fi dorit să o sărut. Tu nu cred că era momentul de un sărut. Ok, bine. Nu, eu îți răspund la întrebarea da, da, da. Ei. Bine, mulțumesc, Cosmin. Cu drag și altă dată. Da, mai răspund la întrebări, nu-i stres. Hai cum. Te-a afectat întrebarea cumva? Doamne ferește. Bine. Vreți să mai vedeți imagini din camera roșie? Am da. Da. Dar fără Cosmin acum. Deja... Nu avem. Bine. Din a noastră? Nu avem. Vă las să vă uitați la televizor. Nu avem fără Cosmin, probabil. Noi am fost acolo, dar eu sunt curioasă de mine, foarte curioasă. De ce? De ce vrei să vezi? De asta. Dar avem un alt material. Avem un material cu Robi. Ce?
aștept. Înainte, după. M-am așezat. Puneți-le pe toate odată, vă rog frumos, știu că aveți multe. Nu mai poți, nu-ți curioz. Pe toate le avem. Oai, Doamne. Pe toate. Chiar pe toate. Ați avut ce să... Din mai multe zile, Giulia. Probi, probi. Cronologic, luni, marți, miercuri. Vezi tu când se opresc. Vineri. Probi, e greu. Apucăm să terminăm... Ți-e teamă? Nu știi ce urmează? A, nu, nu, nu. Nu mi-e teamă. Cred că m-am făcut destul de înțeles și... Da. Și materialul va fi la fel de explicit. Da, da, da. Vreau să-mi promiteți ceva. Discutați ce aveți de discutat, dar rămâneți la vibe-ul din camera roșie de ieri. Asta încerc să o fac, da? Să înțeleagă. Că suntem... Adică deci, au fost niște chestii înainte. Oamenii aveți o vârstă, faceți niște declarații, spuneți niște lucruri, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place... Ne uităm, admirăm, vorbim, suntem oameni, Giulia, da, ne exprimăm. Cu siguranță. Avem dreptul la exprimarea liberă, slavă Domnului, da? Doamna Andreea, există posibilitate să se schimbe vibe-ul după ce... Nu ar trebui să se schimbe absolut deloc, pentru că ea e o femeie foarte matură. Păi eu sper să nu se zic, îmi promiteți? Da, adică voi. Na, nu aud, bătrână, distanța mare, zi! Promit. Bine, îmi zici după ce vezi materialul. Doamne, ce curios mor. Hai să urmărim. Cred că toți, Doamne ajută. Le-ai întrebat pe toate la rând sau doar pe ea? Pe ea. Doar pe ea. A, deci cumva m-a întrebat, de unde sunt și a zis că suntem în aceeași zonă. Ah, ok. De-asta. Uite ce tare. Da. Și îmi plac oricum mie fetele mai brunețele. E brunetă, deci. Da. Bravo. Mulțumim, Virginia. Mă repet? Cum ți s-a părut ție? Mă repet? Da, mi se pare o femeie super ok. Îmi superbă? Place. Super ok. Superbă. Superbă. Și superbă. Chiar mă întrebam. Ce femeie frumoasă, leșin. Mamă. Serios? Da, mi se pare superbă. E normal, îmi place femeie, frumoasă, îmi place și mie. Da, și Giulia e exact ca tine, de viață, de că da? Ați putea ieși în cluburi împreună și din alea. Și ea, păi n-ai văzut pe gazolina, cum era? Bam, 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 bam. Giulia, pregătește-te. Vin, forță. Cameră, pot să mă duc să vorbesc cu Giulia? Nu, 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 păi, probabil pentru că... Te rog. Te rog. Uite că eu dat e potri sau vreau, dar spune, cameră, poți să mă duc la Giulia? Cameră, pot să mă duc la Giulia? Aș vrea să văd dacă sunt motivul pentru care ea e tristă. N-o să... Da. E adevărat că îți place mai mult vizual. Virginia, nu? Virginia. Da, decât... Decât Giulia. Asta adevărat. E bună întrebare. Adevărat. Okay. E adevărat că îți place mai mult Larisa fizic decât Giulia. Te-o prins. De ce e mai frumoasă Larisa decât Giulia? Nu dacă e, dacă o vede el. Nu, dacă e mai... Nu, nu, din punctul tău de vedere, exact. Bineînțeles. Da, exact ca la Virginia cu Giulia. Exact. Ea e aceeași întrebare, doar că de o persoană e schimbată. Arată bine Giulia. Ok. Corect. Da, dar okay. Larisa arată de mai bine? De ce am zis că arată bine Giulia. Ce mai întrebi? În ochii tăi. Care arată mai bine între ele? Fra. Tu nu-l crezi? Tu nu-l crezi dacă... Arată mai bine Giulia? Am zis că Giulia e frumoasă. Da, dar care dintre ele? Amândouă arată bine. Dea nici cum adevăr și provocare. Fetele sunt frumoase în felul lor ambele. Clar, nu zic asta, da. Doamne Freșe. Giulia, eu vorbesc exact cu Giulia, pentru mine cel Giulia. Cel mai frumos pe care? Giulia. Giulia e tot. Ok, e mama mai frumoasă decât Larisa, da? Da. Ok. E cea mai... Ce supărat ai zis? Am zis da. Am fost destul de clar, nu? O să fiu și eu foarte clară. Noi te putem înțelege într-un fel, Giulia te poate înțelege altfel. Eu zic să întrebăm pe Giulia. Giulia, mi se pare că a fost, da, foarte clar. Și da, mi s-a confirmat mie fix ceea ce am crezut, că eu am fost varianta ușoară. Doamne, ferească Dumnezeu. Eu am fost varianta ușoară. De care să se apropie. De la trandafiri ăștia, roșu, 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 roșu. Camera roșie, 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 roșu. Roșu, roșu, roșu. Te îndepărta de camera roșie. Te rog. Am plecat de acolo de ieri.
Adică acum sunt aici. Nu. E ok. A asumat, nu prea a fost, că au încercat băieții și Robert și Ștefan să-l facă să spună adevărul, pentru că ei știu. Ei știu, mă uit la ei acum. Adică ei știu adevărul. Știm. Pe care Robi a evitat să-l știm mai spună. Mult. Poate nu asta. Păi acolo a fost insistent, adică... Erau insistenți pentru că el nu spunea nimic concret. Păi asta zic. Păi nu spuneau nimic concret. Sunt de părere că suntem în prima săptămână, vizual ceva normal să-l atragă pe aceste fete, dar pentru tine... Se pare că nu înțelegi. Și ți-am spus de 70 de ori. Pentru tine are atracție, Giulia, și... Bine, de 50 de ori. Eu cred că ești extrem de matură încât să-ți dai seama că... Da, ce-am zis? Ai fost în postura mea și că... Nu poți să mă faci neasumat. Eu nu am fost în postura ta. Pentru mine, eu când am venit aici, am spus că îl vreau pe el și el a fost. Da, am făcut complimente, dar m-am oprit la un moment dat. Tu pare că nu te-ai oprit. Da, eu am intrat aici și nu cunoșteam pe nimeni, e normal să... Nici eu nu cunoșteam pe nimeni când am intrat aici. Da, puteți să-mi faceți covor că toată piscina asta. Wow. Doamna Andreea. Da, da. Ce-ai făcut, Robi? Eu n-am făcut nimic, absolut nimic. Te gândești? Bun, ce te-a deranjat concret, Giulia? M-a deranjat că, nu știu, am impresia că, repet, că am fost opțiunea cea mai simplă. Înseamnă că n-ai încredere în tine. Că... Giulia, hai să fim amândouă mature, da? Hai, da. Hai. Bun. Poți, da? Voastră, da. Poate. Bun. A fost prima zi. Am zis că nu pot să fii matură. Poate, dar cum fiecare dintre noi am trecut prin anumite lucruri, unii ne-am fript mai tare, alții mai puțin, unii au suferit mai mult, alții mai puțin, unii au rămas cu o teamă mai mică, mai mare, alții cu foarte mare teamă. Și fiecare dintre noi, în funcție de caracterul nostru, personalitatea noastră, cât de mult am avut puterea să ne vindecăm, să ne ridicăm de acolo sau nu, reacționăm diferit. Mulți dintre voi au suferit foarte tare din iubire. Foarte tare. De ce? Poți să vorbesc? Nu plâng. Doamna Andreea. Și? Da, bă, rog, ne este greu. Are ochii lacrimați. Vreau să mai zic ceva. Ne este greu. E greu să ai încredere într-un om. Este greu să ai încredere din prima într-un om. Este greu, 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 greu. Fiecare amănunt poate fi interpretat. Noi ți-am dat aceste declarații de-a lui să treci peste astăzi. Gata. Ne. Să nu te aud peste două săptămâni. Că nu știu ce îi zici, nu știu ce îi faci pe aici prin casă. Lasă că am văzut eu că... Eu știu asta. Hai să facem altfel. Uite, și Virginia s-a arătat interesată de Robi. Ești conștientă, erați acolo în casă și ea a zis că îl place pe Robi. Da, da, a zis odată. A zis odată de două ori chiar. După am care auzit a venit Patrick și... La cina cu Patrick, Virginia i-a spus că vrea să cunoască și alți băieți. Da. Eu cred că... Adică vrei, nu vrei, aici lucrurile se duc, se aud pereții, au urechi. Crezi că Robi nu știa că și Virginia l-a ales pe el? Și pe el? Sau a zis și ceva de el? Nu știu. Crezi că n-ar fi putut să... Crezi că are ceva pentru Patrick? E vreo prietenie între ei? Să zici că e așa o prietenie din asta bărbătească între ei? Nu se cunosc, abia s-au cunoscut. Să zici că s-a legat vreo prietenie. Dar eu am înțeles și am spus că sunt de acord cu faptul că da, face complimente, da, dar cred că, așa cum am mai zis, na, nu știu, nu înțeleg de ce a folosit cuvinte foarte mari când a fost vorba de mine. Adică știi că tu ești aici și știi că, știi că, știi că și acum știu și că. Julian, fără iubire... Tu n-ai cum să trăiești. Asta știu. Tu nu lași nimic să se apropie de tine. Tu ești ca un arici. Tu ai uitat să te lași cucerită. Tu ai uitat cum este să fii admirată și cucerită de un bărbat. Siguranță nu așa. Tu ești ca un arici. Se apropie un om de tine, zice ceva drăguț și tu scoți țepii la el. De ce? Dar nu mă pot lăsa călcată în picioare sau... Nu te-a călcat, călcat. Adică sau... Nu, ok, e prea mult spus, dar nici nu pot să... Ei, frate, așa să mă fac că nu văd sau că nu aud sau că nu dar mă deranjează. Bine, ce te-a deranjat? Ce a zis concret? Ce te-a deranjat? Ce a zis concret? Că ele două sunt ceea ce el caută, iar eu am apărut
Nu, asta ai înțeles tu, Giulia. Asta a zis. Nu. Nu a zis, nu a zis. A zis, nu a zis asta frumoase. Niciodată. A zis că sunt Robi, frumoase. Te rog, explică-i ce ai zis, te rog. Nu mai explic nimic. După tine dau cu tot trandafirul. Ce te explic? Doamna Andreea, dacă... Nu, 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 nu te-a înțeles, nici nu s-a auzit bine, crede-mă, te rog. Mai explică-i odată, te rog, cu răbdare. Nu știu ce să explic, să mă întrebe, vă rog frumos. Lucrurile se întorc în viață, cum tu ai răbdare acum cu ea, poate și ea o să aibă răbdare cu tine. Eu am foarte multă răbdare, dar am discutat de prea multe ori chestia asta, nu știu. Bun, explică-i, ce fel o vezi pe Virginia, ce fel o vezi pe Larisa, ce fel o vezi pe ea, pe Giulia. Explică-i. Ea m-a explicat odată. Probabil o vede un pic mai sus pe Giulia, pentru că... Da, fetele, în momentul de față. Giulia, într-un fel sau altul, s-a apropiat mai repede de el decât se aștepta și el, cred. Păi și asta e și problema ei, că are impresia că el s-a apropiat mai mult de ea, da, datorită faptului că ea l-a menționat. Exact. Și vrea doar să cunoască, am impresia și cam atât. Adică, Robi, dacă... Părerea mea. Dar tu acum, ție îți place să lași alți oameni să vorbească în numele tău sau ești prea rănit și nu mai poți vorbi? Nu, nu sunt rănit, nu mă rănesc ușor, doamna Andreea, credeți-mă. Începuse să vorbească și lasă-mă. Nu, dar îl cunoști bine de tot, e prietenul tău, te cunoaște foarte bine. Nu cunosc bine pe nimeni, nu sunt niciunul din ei. Nu înțelegeam de ce vorbește atât de și îl lași să vorbească în numele tău. Și legat de ceea ce simți, legat de niște fete pe care și tu abia le-ai cunoscut. Unde rămăsesem? Îți dau cuvântul, Robi. Giulia, mi se pare... Nu știu ce cuvânt să folosesc ca să nu o deranjeze iar, că se șifonează foarte repede. Nu, spune tu ce simți, că acum e lângă tine și te aude. Ok. Nu ești alegerea mea pentru că ești alegerea cea mai ușoară, în primul rând. Ai o părere foarte greșită și n-ai încredere absolut deloc în tine, cu toate că susții asta. Doi la mână, n-ai încredere în tine și pentru că ești geloasă sau ai fost geloasă sau puțin mișcată de dansul meu cu... Daniela și că am condus-o pe scări, mi-a menționat, am condus-o pentru că așa sunt eu, oricare din voi. Dă mâna, te rog. Credeți-mă că o conduceam. Ce vrei să mai știi? Așa a condus-o, mai ținut de mână. Am luat-o de mână, nu puteam să o duc pe brațe, scuză-mă. Ce cineva să... Da, da, viitoare te rugăm să faci. Să o duc pe brațe? Da, da. Ok, o să dansăm încă o dată, Daniela. Stai că... Nu, e geloasă? Nu e vorba de gelozie. Nu mă folosesc de absolut nimeni, dar mă roagă să mai fac încă o dată. Ce să mai fac încă o dată? Voi sunteți suflete pereche și ați fost împreună într-o altă viață și acum abia v-ați reîntâlnit și mai aveți niște lucruri de spus aparent, de trecute sau aparent. Cum că nu înțeleg? De ce vă certați? Vorba lui Patrick. Sau vă știți de afară? N-am văzut în viața mea pe Giulia. Așa ai zis? Patrick! Ce? Nu, a zis așa că zis? Pare că vă cunoașteți, că aveți relații. Cred că a zis că ne cunoaștem de afară, dar... Nu cunosc nicio fată de aici, nu am uitat Giulia, pe Instagram nici că n-am voie să-mi dau cu părerea. Dați-vă! Pot, îmi permiți? Da! O să doară! Să doară! Sau nu! Să doară! Poate fi un compliment! Vă rog! Știți că-mi place sau să nu? Doară! Și o atenționare pentru Robi. Tu acum o să ieși, o să te gândești și o să pui pe toate părțile, nu mă interesează. Dar ascultă-mă ce-ți spun, poți să ai încredere în mine 100% când îți spun acest lucru pe care ți-l spun acum. Tu, în acest moment, ești cea mai grea variantă din casă. Da. Cea mai ușoară. Corect. Cea mai grea. Crede-mă. Știe ce s-a băgat. Oare? Nu știu, trebuie să vorbesc mai clar sau nu-ți place cum vorbesc sau greșesc sau nu știu. E cea mai grea variantă, crede-mă. Poate chiar dacă... imposibil. Dacă... Robert! Ce-ai spus, Robert? Robert, nu. Poate chiar imposibilă. Nu cea mai grea, probabil chiar imposibilă. Robert, ai o bilă albă din partea mea. A, deci e un compliment? Bine. Mulțumesc. Nu vrei să-l cunoști pe Robert? Eu îl văd pe Robert. Am înțeles, am luat lucrul acesta în ambele sensuri. Este și un lucru bun... Și sunt conștientă și că este un lucru rău. A zice că o ars cu bretonul în ochi, dar nu pot să zic. Giulia, eu îl văd pe Robi, un bărbat bine așa, care e stăpân. Dar cu tine cred că are mult de lucru psihic. Nu am mult de lucru. Are. Nu am. Are. Să zic eu că ai, frate. Tu nici n-ai încercat, n-ai de unde să știi. Păi de-aia nici n-am încercat. La tine a fost foarte simplu. Am încercat și am avut o groază. La tine am spus.
A fost Julia, aproape imposibil să scap. Un singur lucru vreau de la tine. Unul singur, să ai încredere în tine. Pentru că nu ai. Julia, am spus acest imposibil deoarece și eu am zis că cu tine nu aș putea să rezonez. Pentru mine cred că ar fi chiar imposibil, să știi. Bine. Spune, Robi, ce vrea de la ea? Un singur. Ai încredere în ea. Fie mai stăpână pe situație. Dar nu e vorba de încredere în mine, că eu încredere în mine și în, nu știu, ceea ce pot oferi eu ca și femeie, am. Că n-ai încredere în tine? N-ai încredere în el? Nu, nu e vorba că nu, nici n-aș putea să am. Eu i-am zis și în prima zi și în a doua zi, scuză-mă, te rog, și în a treia zi, că sunt interesat și de celelalte concurente. Dacă ea crede că e atât de ok și chiar e cea mai, cum să zic, mai bună dintre ele, că noi trebuie să ne considerăm mai buni decât restul, că suntem noi, da? Dacă nu ne iubim noi, nu ne iubește nimeni. Dacă m-ar vedea la masă cu Virginia sau cu Larisa sau cu... Aleina. Ar trebui să fie gen... Ai uitat-o pe Ștefania. Ștefania, celelalte 6 concurente. Adică știți că la un moment dat o să ajungă... Ar trebui să fie gen... Adică... Băi, n-are ce să facă. Greșesc? Robi, eu presc. Nu greșești. Nu greșești, nu? Nu greșește. Eu aș spune... Lasă-l să vorbească, că ai două, trei cuvinte, nu... Daniela te întreabă ceva. Eu aș spune că în ediția următoare să te prezinți la Larisa cu un trandafir roșu. Eu? Da. Te-aș sugera. La Larisa sau la Julia, Vita? Julia, scuzați-mă, mereu încurc numele eu. Eu am o problemă până ce învăț numele. Pentru că și seamănă ele două. Da. Nu. Am eu o problemă cu încurcatul numelor. Îmi cer scuze. Seamănă, au doi ochi. Dar, Daniela, tu nu zici nimic greșit acolo. Asta cu trandafirul e un pic exagerată, dar tu nu zici nimic greșit. Având în vedere faptul că abia a fost prima săptămână aici în casă. Patrick, nu mi-a interpretat cuvintele greșit. Spune dacă am greșit cu ceva, vă rog. Nu, n-am voie. N-am voie să-mi dau cu părerea. N-am voie. Atunci poate băiatul de acolo trebuie să ne zice. Nu știu, am avut destul de înțeles și n-ar trebui să aibă așa mari. Cum consideri tu? Ți se pare că are pretenții prea mari într-un timp foarte scurt? Sau? Da. Ai, Cosmin, potorește-te. Astea sunt întrebările tale. Bun. Și având în vedere că nu ați interacționat suficient și cu toții ați zis că vreți să vă cunoașteți, vreți să cunoașteți toți băieții, vreți să cunoașteți toate fetele. Acum, nu vreau să se supere nimeni, dar la un moment dat o să vedem o interacțiune și între Virginia și Robi sau între Larisa și Robi. Julia. Îi poftesc. Și între tine și Cosmin. Nu. Și între tine și Robert. Și între tine și... Eu am fost destul de clară. Casa iubirii. Da, bineînțeles. Așa că... Încredere. Eu am în mine. Ce, Larisa, te-ai supărat? Supărat? De ce? Nu știu, de subiect. Nu, mă gândeam dacă o să vadă interacțiuni din astea, Julia, dacă o să mai vrea să stea cu mine sau cu Virginia sau... Știți, o să se mute cu Daniela. Eu am spălat asta, mă gândeam. Nu, știți foarte bine că problema mea nu ar fi niciodată la voi. Au. Problema ar fi din partea cealaltă. Deci de cum? Da. Bun, hai să schimbăm puțin subiectul. Doamne ajută, mulțumesc! Să merg în casa fetelor, în casa băieților. Unde să merg? În casa băieților. La noi. Fete. Ziceați că vă înțelegeți, nu? Și voi nu vă strângeți așa ca fetele pe grupulețe să vorbiți despre ceilalți. Unii despre ceilalți, nu? Acum ce, Cosmin? Ce? Nimic. Ce? Ai vorbit despre cineva? De rău nu. De rău nu. Dar nici de bine? Ba da. Că poate e de bine. Doar de bine. Eu dacă am să spun ceva cuiva, prefer să o fac în față. Ai avea să-i spui ceva lui Ștefan? Nu. Nu știu. Nu știu, o să vedem. Nu știu, te întreb. Iar a făcut materiale, Cosmin. Hai, asta, bă, frate, numai materiale face. Ștefan, câțiva băieți vorbesc despre tine. Pot fi lucruri de bine sau nu? Habar n-am, tu să-mi spui. Hai să vedem materialul. Eu sunt tare curios. A zis că el o să le pune 100 de întrebări la fete. Eu sunt tare curios câte întrebări le-a pus până acum. Niciuna, cred că a rămas blocat. Un pic acolo dacă l-am vedea și vedea că e vorbăreț. Vrem cadru cu Ștefan.
Nu, vă rugăm. Care a zis că le omoară cu întrebările pe toate. Nu, cred că ne dă. Nu, nu ne dă. Care-i treaba? Da, hai, întrebați-mă. Da, știi că să nu-l întrebați nimic. Ce, Cosmine? Nu, noi urmărim să nu fim urmăriți. Fiecare în filmul lui. Să nu-l întrebați nimic. Să pui Ștefan pe jur. Întrebați. El e așa mai dezinvolt, dar e tare așa, e mai bine. Cine? De Ștefan. Apare el. Vrea să pară el. Zici? Da, 100% ce-i. Da, de fapt crezi că nu e? El părea foarte durnic să meargă acum. Nu, el... De ce crezi că face asta? Se pare el mai alfa, așa mai... Da? Da. Nu neapărat mai alfa. Eu zic că îi place mai mult să... Ba nu, e genul ăsta, știi? Că am mai vorbit. El dice, ăsta mai... El am avut o discuție cu el acolo. Și o zis că el... Vrea să se afirme cumva. Este... Așa am înțeles eu, că este foarte emotiv și cu chestia asta e ca un scut, știi? Își ascunde cumva emoțiile, știi? Nu e ok să ascunzi. Ok, dar uite că, na. Oare ce face cu mătru Ștefan acolo, dincolo? Rupe. Eu mea rupe. Sigur. Deci așa fetele sunt pe pereți, mă, sunt împărțite tablou. De toate părțile. Așa tabloul ăla acolo. E doamna Andreea acolo cu catalogul ăla. Doamna Andreea e... Okay? Știi cum e doamna Andreea? Aoleu, ești de mare, ce-ai făcut? Le dă cu apă pe ele, așa. Este-ți bine, fetele. Cine știe, vine supărat. Crezi că va veni supărat? Există posibilitatea asta. Ai tu încredere în tine că va veni supărat? Ai tu încredere în tine că va veni supărat? Cine pleacă cu pornire așa? E parcă e prea mare pornirea, nu? Nu, e prea mare 100% din punctul meu de vedere. Fiecare... E prea, s-a dus prea departe. Vezi că noi terminăm sezonul și plecăm de mână. Despre ce vorbim? Da. Așa a zis. Da. Și suntem în a doua zi. A treia zi. Dă-ți seama, mai avem 363 de zile. Eu plec cu ea, deci. Oricum, e extrem de optimist. Ce? E extrem de optimist. Dar nu e ok să fie așa. Nici chiar așa. E bine să fii optimist, dar nu chiar așa. Sau hai, în privința unui business poate ok, dar în privința unei femei... Dacă vine meu cu drill-ul de jos. Am cunoscut-o pe Larisa și mi-a plăcut și am plecat cu ea acasă. Trrrr, trrrr, pa, prr, pau! Deci așa e drill-ul, în sfârșit, auzim și noi o bucățime de drill. Deci n-am vorbit de rău. Da. Păi, atâle. Am bătut problema acum. Ștefan, cum ți s-au părut băieții? La Bărbulești. Cumva, n-au avut încredere în mine. Dar nu s-a arătat cum am ajuns de acolo. Am sărit pe acolo, nu mai știu ce am făcut exact. Da. Unii de bine, unii de rău. Cine e de rău și cine e de bine? Cine te-a vorbit? Robi. Robi? Am zis de rău. Am zis că vrei tu să par masculul alfa, dar ești mai sensibil. N-a fost ceva de rău. În privința unei femei, da. No. Dar, în general, nu. E greșit să fii atât de încrezător? Nu. Mi se pare că încrederea asta îți vine din suflet. Nu ți-o propui tu. E greu să ți-o propui tu. Se așa vede este. Că nu e de la tine dacă nu îți vine din suflet. Dar într-adevăr așa ai zis că pleci cu ea acasă de mână? Adică cu Larisa, nu? Am zis chiar așa. De mână nu o zis. Nu, am zis că... Nu de mână, pleci cu ea. Se termină sezonul și pleacă cu ea. Dacă și... e bine. Dacă e bine, dar era o glumă mai mult. Bine, au făcut mai multe glume de asta. Mai multe glume, dar... După aia au zis se că... interpretează fiecare glumă. Că băieții glumă. Mi-au indus. Voi ați dat-o. Voi... Tu la fel. Că băieții m-au încurajat. Bine. Trebuie să apară și de la mine, să vedem. Apare și de la tine. Stai că te iau și pe tine, imediat. M-au pregătit. Tu ceva... Ștefan, n-au apărut doi băieți pe material. Dar asta nu înseamnă că n-au vorbit despre tine. Laur și... Cine e? Laurențiu și... aici erai! Nu prea, e... Salut. Nu-l vezi că e lângă tine? Cumva spatele meu puțin. E prea concurența acolo. Pregătit? Să vezi? A, foarte. Da? Bine? E atent, te rog. Am febră. Eu mă doresc. Pregătiți-vă și voi. Nu, mersi. O să înceapă o nebunie. Robi are. Consider că sunt mai aproape de Larisa decât este Ștefan. Adică este strict părerea mea. Înțelegi? Eu i-am explicat ieri când i-am spus că de el îi place și aspectual, dar caracterul, că nu se-l vadă, poate să-i placă, poate nu. Și atunci el o să piardă.
Înțelegi? Pentru că tu ai un alt caracter. Față de tu ești mai dulce, ești mai apropiat, ia. Așa e modul meu, adică așa sunt de când m-am născut, înțelegi? Tu și cu băieții și cu fetele la fel, știi? Da. Te văd, tu ești cu toată eu lumea. Eu sunt cu toată lumea, dar nu cu toate fetele, înțelegi? Adică normal. Nu aș vrea să, până nu se clarifică situația cu Larisa, nu aș vrea să mă uit la altă fată sau nu sunt genul de om, înțelegi? Uh-huh. Mie, să zic așa, într-o oarecare măsură, mie îmi place de ea, înțelegi? Și nu aș vrea fata să... De ce? De Larisa. Larisa. Deci nu se te chinui acum în camera roșie. Și eu mă gândesc asta, da? Da, eu cred. Sau probabil... Ar trebui să vorbiți. Sau probabil îl va chema pe Ștefan să explice... Nu. Nu cred, nici eu. Nu are ce să explice. Sunt 70% convins. Eu sigur că pe tine. Și eu tot, da. Trebuie la orice zic. Nici tu nu înțelegeai, nu? Ce ziceai? Ia că vorbeai așa în șoaptă. Nu, doamna Andrei. Ce caracter are Ștefan, Laurențiu? De o să-l prefere pe Bogdan. A, deci nu, acolo chiar n-a fost o jignire, mă refeream că el e mai... Nu, dar nu e o jignire. Mai dulce. Ce caracter are? E mai... o întrebare. Ce caracter are Ștefan, ce caracter are vulcanic, Bogdan? Mai vulcanic, mai vulcanic. Eu? Mai vulcanic, așa. Ștefan e mai puternic. Mai puternic, așa, da. Și Bogdan e mai... E mai retras, mai cu minte, mai... Și Larisa ar vrea... Nu, am spus în sensul că poate când o să-i cunoască și caracterul, nu o să-i mai placă. Nu n-am zis sigur. Deci nu ai avut încredere în mine. Hai. Înțelegi ce vorbesc? Da, mă știu. Asta am referit, că și la mine poate nu mă place cineva cum arăt, dacă nu o să-mi vadă caracterul, mă place. Înțelegeți? La asta m-am referit. Eu înțeleg să înțeleagă Ștefan, Ștefan? Da, eu înțeleg. I-am explicat și lui adică chestia noi asta. Noi tot am vorbit prin casă noi de chestia asta. Noi tot vorbim de chestia asta. Adică încerc să-i deschid ochii. Nu m-a surprins. Cumva... Vă o cunoașteți foarte bine pe Larisa. Vorbiți așa ca și cum o știți foarte bine. Nu, dacă o să se mai dea place, ceva. Ce nu-i place? O să se vadă că am zis că nu știm niciunul ce-i în capul ei. Și să nu mai vorbim că nu prea are sens. Dar uneori s-a continuat. Mai țineți minte ce ați spus când după ce a plecat Larisa? În casa băieților. Că e dovada vie că nu știm niciodată ce e în mintea unei femei. I-am spus. Pentru că e șocat pe toți. Pentru că? Pentru că l-ai ales pe Ștefan, mă rog, ai spus că îl place pe Ștefan. Bine, nici nu sunt urățel sau ceva, dar... Ștefan. Bine, doamna Andreea, să nu se înțeleagă greșit că Ștefan nu ar avea calități, dar... Nu, dar nu s-a gândit nimeni la casa această nu s-a gândit alegere. Bine, dar la cine te-ai gândit, sincer? Chiar sunt curios să vă. La mine. Arată-mi fata de acolo, te rog. Cu mâna. Cum deci? Da, a fost un șoc total, Larisa. Da. Bravo, bravo. Eu chiar... De când l-am văzut, am zis că toate am zis de Ștefan. De Ștefan pentru Larisa, da. Bine, știind și... Și nu se apropie mai mult... Păi nu, nicio treabă cu niciunul. Și bine. Și poate îi place ceva nou. Azic. Papuce. La modul oricum, că... Unde-s papuce? Cum era să vină și pe ar fi fost tare să vină... Da, nu știu, suntem oameni, avem păreri și păreri. Nu știu, poate eu aș zice că s-ar potrivi cu Robert. Voi o vedeți lângă Ștefan. Bogdan o vede lângă el. Daniela, tu lângă cine ești pe Larisa? De Ștefan. Tot lângă ai Ștefan? Ai cu bile albe, ai 10? Poftim? Ai 10 bile albe. Mulțumesc! Îl treci în top. Și cum înțeleg? Nu, că la mine era... Nu era Ștefan. Ștefan. Nu Ștefan. Nu Ștefan pentru că ai mustață. Dacă renunți... Nu. Nu mai fac. Nu, am specificat că nu Ștefan de sus până jos. Adică chiar dacă își taie mustața, tot nu. Pentru mine contează ce ar zice Larisa. Bun, dacă tot am vorbit despre acest subiect, haideți să vedem camerele roșii ale Larisei. Mai exact... Camera roșie cu Bogdan, camera roșie cu Ștefan. Bun. Da. Bun, hai să urmărim. Aș vrea să o chem în camera roșie pe Larisa. Am zis să-ți fac o surpriză, drăguță. Mulțumesc! Îmi dai voie să... Mulțumesc ce faci? Mult! Ce frumoase sunt! E foarte bine, tu ce faci? M-am gândit să-ți fac o surpriză. Îți mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Ai grijă de tine, da? Mulțumesc! Mulțumesc din suflet și pentru flori, sunt foarte frumoase! Ca tine, papa! E bine! Am nenorocit-o! Am nenorocit-o! Să vină Larisa, mă rog!
Bună! Bine, ce faci? Foarte bine, tu ce faci? Mă așteptai? Eu mă așteptam să vii tu. Îmi place parfumul tău și îl știu. Și foarte frumos, să știi. Mulțumesc, mulțumesc, ce faci? Bine. Dar nu ai văzut până acum. Da, da, bine. Sper să ne potrivim. Sper să ne potrivim. Sper să ne potrivim. Bam bam. Deci, ochii mei. Vreau să plec foarte mai greu din casă. Fain, foarte tare. Deci, deci dovedește că și el e dulce. El nu ne-a arătat partea asta. E bine că îi arată ei. Foarte bine, păi nu, am și specificat. Mi s-a părut mai reușită camera lui Ștefan. Să știi. Părerea mea. Da, Bogdan, ce ai spus? Că ai nenorocit-o? Asta erau strict gândurile mele. Câteodată mai vorbim și cu voce tare. Da, mai vorbim. Se întâmplă tuturor. Doamna Andreea, ca să nu fim subiectivi, ci să fim obiectivi, dovada cine a fost mai bun a spus-o Larisa la finalul camerei cu da. Da, corect, corect, corect. Care, cred că e concluzia perfectă. Sper să ne potrivim, sper, nu? Sper să ne potrivim, asta nu înseamnă că... Da. Păi nu, de dar... mi s-a părut un sper să ne potrivim așa, spus puțin, puțin, păi da, puțin. Da, da, înseamnă că a fost foarte încântată de primul contact, nu? Eu asta... Nu, cred că... După camera cu Bogdan nu zis asta, deci cumva e un plus pentru Ștefan. Și, nu, într-adevăr, camera lui Ștefan mi s-a părut mai reușit. Dar Patrick vede partea goală a paharului. Nu da. Înțelegeți. De ce ziceți? Da, dar paharul da. E 80% plin și 20% gol. Îi place de tine fizic, dar speră să vă potriviți caracterial. Asta am spus și eu. Adică cumva a avut un mic dubiu. Vorbim de parcă nu a luat. Cum? Nu, mie mi se pare doar că avem stiluri foarte diferite. Iar cu toate adică nu mi s-a mai întâmplat lucrul ăsta mie. Adică să îmi placă o persoană care nu aparține de stilul meu. Și de asta la sfârșit am zis că sper să ne potrivim. Dar cu cine te-ai simțit mai bine în camera roșie? Bogdan sau Ștefan? Ei, sincer, Ștefan. Ștefan? S-o și văzut oricum. 1-0. Era mai zâmbăreață acolo. Foarte frumos, mă, ce? Cu Robert ai fost în camera roșie? Da. Eu l-am chemat. Și cu cine te-ai simțit mai bine? Cu Ștefan sau cu Robert? Din nou. Cum? Ștefan. Mi se pare că nu răspunde așa. Da, da, așa direct, da. Cum... Nu, pentru că eu am zis în același timp și că îmi doresc să cunosc pe toată lumea. Cu toții știm asta. Dar la o primă impresie, Ștefan, da. Mai hotărât, așa. A fost pus într-o situație delicată acum și... Dar... Că altfel... O, nu? Mă bucur pentru Ștefan. Ce ți-a plăcut la Ștefan, în camera roșie? Cum a fost el? Eu l-am văzut diferit în casa băieților, exact așa cum spuneau ceilalți. Are o atitudine așa mai impunătoare, eu zic. Și nu știu, l-am văzut față de mine altfel. Adică i-am văzut emoțiile, l-am văzut așa dulce, adică nu știu, îmi pare că are atitudinea potrivită. Se pare care îmi place cu... mie. Se pare dur cu băieții? E glumeț, punător, așa cu voi în casă? Glumeț. Eu așa l-am văzut. De unde ai dedus, Larisa, care are o atitudine aceasta? Din felul în care l-am văzut, cum se poartă în jurul vostru. Adică am văzut că are o atitudine diferită.
Și eu de multe ori am susținut faptul că îmi place atunci când se face diferența între comportamentul pe care l-ai între băieți și cel pe care l-ai cu o femeie sau în preajma unor femei. Într-adevăr, este genul de om care spune ce are de spus la fața locului, adică nu o lălăie sau să se ascunde după deget. Spune, așa e felul lui și e foarte bine. Dar nu la modul impulsiv sau vulcanic sau eu știu. A fi impunător nu e ceva greșit. Da, corect. Nu e ceva rău. Nu e un defect, din contră. Bun, Larisa, am și pentru tine un material, dar vreau să... să rămâi în camera roșie, da? Cu Ștefan, da? Ia uite, am aruncat mai departe. E din prima zi. Dar e bine să le știi pe toate. Și voi și ele, da? Să nu le discutăm, știți voi. Cred că am vorbit despre chestia asta înainte. Hai să vedem. Grădină. Dar duminica le revedem. Hai să le revedem. Ești un băiat frumos. Mulțumesc din suflet. Aveam nevoie de validare. De când ai tu nevoie de validare? Îmi place așa. Prin tot mai mult încredere în mine. Omul vrea să fie strigat când se vine la noi ce vorbim. Ea și creează, nu știu, niște filme, sincer, asta e părerea mea. Nu, mă deranjează oarecum, adică mă crede că aș juca teatru. Păi ți-ai făcut un scenariu în mintea ta despre băieți, nu că tu ai un scenariu. Te-ai imaginat tu. Nu știu, pur și simplu, am rămas uimită, de asta mă și uitam așa cu nedumerire și nu înțelegeam. Nu aș avea nicio problemă ca ei doi să se cunoască pentru că suntem la început. Da, pentru că te-a afectat odată ce ai zis că îmi fac scenarii. Nu m-a afectat. Nu te afecta, nu spuneai, Virginia. Cred că de asta nu a putut să doarmă până dimineața. Da, exact. Daniela, da, zic că este frică de tine, Virginie? Puțin, da. Dragilor, în fiecare săptămână, în gală, există eliminări. Casa iubirii. Ești un băiat frumos. Mulțumesc din suflet. Aveam nevoie de validare. De când ai tu nevoie de validare? Îmi place așa, prin tot mai mult încredere în mine. Omul vrea să fie strigat când se vine la noi ce vorbim. Ea și creează, nu știu, niște filme, sincer, asta e părerea mea. Nu, mă deranjează oarecum, adică mă crede că aș juca teatru. Păi ți-ai făcut un scenariu în mintea ta despre băieți, nu că tu ai un scenariu. Te-ai imaginat tu. Nu știu, pur și simplu, am rămas uimită, de asta mă și uitam așa cu nedumerire și nu înțelegeam. Nu aș avea nicio problemă ca ei doi să se cunoască pentru că suntem la început. Da, pentru că te-a afectat odată ce ai zis că îmi fac scenarii. Nu m-a Dacă afectat. Nu te afecta, nu spuneai, Virginia. Cred că de asta nu a putut să doarmă până dimineața. Da, exact. Daniela, da, zic că este frică de tine, Virginie? Puțin, da. Dragilor, în fiecare săptămână, în gală, există eliminări. Bun, Larisa, am și pentru tine un material, dar vreau să... să rămâi în camera roșie, da? Cu Ștefan, da? Ia uite, am aruncat mai departe. E din prima zi. Dar e bine să le știi pe toate. Și voi și ele, da? Să nu le discutăm, știți voi. Cred că am vorbit despre chestia asta înainte. Hai să vedem. Grădină. Dar duminica le revedem. Hai să le revedem. Pentru cât ai zis că ai? Un interval mare, știi, între noi. Foarte, foarte mare. Eu am 25. Oh, e ok, cred. Că dacă e fix persoana aia de care am întrebat și mi s-a răspuns vârsta, e mare diferență. Zi-mi unde stă pe canapea asta, știi? Nu pot să zic momentan, că după s-ar înțelege tot. Ce s-ar înțelege? Ai pus ochii pe cineva, oricum ai spus. Păi da, mă, da. Hai bine, zic. Da, na, stai fix pe colțul ăla. Unde stai tu? E prima de pe canapea? Ștefania? Păi ea e. Ștefania o cheamă. Da. Mai e Larisa, mi se pare super interesant. Știi? Adică arătăm așa unul de altul, știi ce zic? Eu oscilez între două fete. Acum... Ștefania, acum recunoaște că ne-am uitat la amândoi. Bă, m-am uitat și eu către ea, să știi. Am văzut-o, nu știu. Delincită. Am văzut-o cumva așa mai... La locul ei. Mai la locul ei, știi, mai... Mai... Nu știu. Mi-a atras cumva atenția cu ceva. Da, parcă știi? Nu a vorbit mai deloc și stătea acolo, știi, se uita la tine și încerca să... Uh-huh. Sau poate și ea. Poate de-aia ne-a și atras.
Poate de aia ne-a și atras. Eu știam asta, adică mi-a zis că eu l-am întrebat dacă a existat o altă fată care i-a atras atenția și am spus de Ștefania, dar mi s-a părut, mă bucur că a zis de mine, adică eu aveam mari îndoieli asupra acestui fapt. Eu mă gândeam că dacă cumva a fost simplu pentru el, când eu am zis că el mă atrage, gata, ha, bine, hai, Larisa. Dar la un moment dat, pe material, a zis că... Nu în aceeași cameră cu Giulia. Ai învățat tu, Giulia? Cred că ea pe mine... Am remarcat ceva. Cei trei care au fost cu Larisa în camera roșie stau unul lângă altul. Damn. E ceva are. Ce remarcă. Nu poți să crezi. Stăm în linie ca popitele, da, imediat. Un plus, bam. Ceea ce spuneam, a zis la un moment dat că dar Larisa pare mai mult așa, părem unul pentru altul. Era vorba de Ștefania? Nu. Nu. Nu, Larisa era vorba. Da, Andreea. Mai dăm o dată, era, clar. Era vorba eu de am fost atentă. Stai, nu, era vorba de Ștefania. Mulțumesc! Mai o dată. Larisa era vorba. Nu! Acolo, Larisa și după era vorba de Ștefania. Nu, era vorba de Ștefania, că ea stătea prima poziționată pe canapea. Adică, stai mă, frate, deci, acolo era vorba de Ștefania în materialul respectiv. Da, nu de Larisa. Era vorba de Ștefania. Nu de Larisa. Și eu. Nu de Larisa. Să mai vedem. Păi, dar stați un pic, că era Ștefania prima acolo, pe canapea. Era prima de pe canapea. Larisa prima de pe canapea e Ștefania. Da, el după a menționat-o și pe Larisa. Larisa. El, după, da. Dar finalul este Ștefania. Da. La Ștefania da, se referea. Da. Ștefania. Larisa a apărut în prim plan după ce a venit în casa băieților și a spus că Ștefania a tras atât. Eu zic că da. Așa am înțeles. Era Ștefania. De cine vorbeai, Ștefan? Acum ce am în cap. Dar acolo despre cine vorbeai? Păi să zic, ce mă gândesc acum, ce s-a întâmplat acolo, a fost despre Larisa. Clar. Și nu cred că are cumva să mă contrazică cineva. Nu știu. Că, nu știu. Eu am înțeles vorbele. Ștefania. S-a vorbit despre Ștefania. Apoi a venit ideea după ce a zis numele meu, a zis Larisa și apoi a zis că îmi pare că suntem, a făcut o mică pauză și a zis că îmi pare că suntem mai mult unul de altul. Nu, se întorsese la Ștefania. A zis m-a atras și Larisa, dar cu Ștefania. Hai să mai dăm o dată materialul, vă rog. Bine, da. Hai să mai dăm o dată materialul, atenție. Da, hai, na, stai fix pe colțul ăla. Unde stai tu? E prima de pe canapea? Ștefania? Păi ea e. Ștefania o cheamă. Da. Mai e Larisa, mi se pare super interesant. Știi? Adică arătăm așa unul de altul, știi ce zic? Eu oscilez între două fete. Acum... Ștefania, acum recunoaște că diferența... ne-am uitat la unde. Bă, m-am uitat și eu către ea, să știi. Am văzut-o, nu știu. Felincită. Am văzut-o cumva așa mai... La locul ei. Mai la locul ei, știi, mai... Mai... Nu știu. Mi-a atras cumva atenția cu ceva. Da, parcă știi? Nu a vorbit mai deloc și stătea acolo, știi, se uita la tine și încerca să... Sau poate și ea. Poate de-aia ne-a și atras. Doamna Andreea, el când a venit în cameră la noi, el a afirmat că singura fată care nu, a răspuns spus două fete, la întrebare, două fete. Cât i-a spus vârsta, a fost Ștefania. Înțelegeți? Dar au zis două fete, într-o conversație cu mine în grădină. Da, după aia, da. Două fete, da, Ștefania. Două fete, că tot m-ați întrebat și așa. Da. Deci v-ați lămurit? Cine a trebuit deci să înțeleagă, de la Larisa a spus că sunt unul pentru altul, dar i-a atras atenția și Ștefania. Ștefania, da. În concluzie. Asta perfect. Și Larisa deja știa asta. Și Larisa am vorbit. Ok. Vă curățați unghiuțele, Giulia, Robi? Facem. Nu știu ce făcea el. El făcea același lucru pe care îl faci și tu. Nu încurăzam. Și el are French. Jucam așa. Ești tu French? Avem adică... telepatie. Da? O întrebai ceva și nu-ți răspundea? De ce nu-i răspunzi? La ce? Te întreabă ceva. Nu m-a întrebat nimic. Ce ai întrebat-o? Dacă mai e supărată. Mai ești supărată? Nu. Nu mai este supărată. Mă bucur. Vrei să mai întreb ceva, te rog? Nici n-are de ce. Nu. Giulia, nu ai de ce să fii supărată. Nu sunt supărată. Robi, Giulia nu e supărată. Mă bucur că Giulia nu este supărată. Giulia, să știi că Robi se bucură că nu ești supărată. Păi dacă vrei să ne comportăm ca... Ne comportăm, nu-i problemă.
Bucură-te. Mai pe stilul tău, așa, ca niște copii. Hai că... Pe stilul meu, ca... Iar ai dat-o. Ai dat. Numai ce s-a răpăcat de 10 secunde. Iar o dată de cară. Giulia, de ce ai spus Larisei că plângeți în pernă diseară? Dar de ce m-ați auzit? Nu știu despre tine. Gata. Zi ce vrei. Gata. Nu mai vreau să mai aud nimic. Pentru că eu am înțeles-o de la primul material că Ștefan ar fi fost interesat și s-a referit la suntem făcuți unul pentru celălalt la Ștefania. Eu așa am înțeles. Da, poate fi interpretabil. Pentru mine... Bine, bine. Și deci ea să plângă pentru că el a zis de Ștefania. Și tu? Și eu de dacă ce s-a întâmplat până acum. Și acum mi-a mai dat încă una. Păi, dar n-ai zis că sunteți bine. Păi da, suntem bine. Nu sunteți bine. Unde eu... Patrick, câte fete crezi că te plac? Te-au plăcut în prima zi? Pe mine? Da. Cine râde? Op. N-am putut să mă abțin, îmi cer scuze. Două. Eu am spus că n-am putut să mă abțin. Da. Daniela și cu Daniela. Adică eu la puterea a doua. Vrei să vezi un material? Mi-ar plăcea, da. Să fie de bine sau... Nu e o problemă și nici dacă e de rău. Și dacă e de rău, nu e o problemă. Aia cu trenul am lămurit-o, da? A plecat? Faza cu trenul. A, da, trenul e plecat. Deci am, a plecat? E plecat, mai, e pe la Brăila. Să nu te mai duci cu gândul acolo, că nu mai are sens. Nu, știu că nu mai am vagon. Și pentru mine a plecat trenul și tot. Dar ai vrea să se întoarcă? Da, dar dacă eu... Dacă s-ar putea? Doamna Andreea. Depinde de material. Doamna Andreea, eu am specificat că am chei de rezervă, 4 la număr. Ai stat cu... Una am aruncat-o în lac. Și mai am de rezervă, m-a ajutat Giulia și i-au zis că încă una de rezervă. Zis că nu, patru. Există două rezervă. Era vorba de ușă, da? Că a zis că ea închide ușa, dar nu o încuie. Încuie cu cheia. A. Da, deci nu era încuiat nici la robă. Deci poate să mai greșească de 4, de 3 ori? Nu, mai nu. Să nu mai greșiți. Patri. A zis că nici la robă. Da? Da sau nu? Am răspuns așa la instinct. Da, eu am crezut că e închis subiectul. Nu știu, acum înțeleg că se poate redeschide oricând. E primul în top. Da, nu știu, baftă îți doresc. Cui baftă? Ce zici acolo? Patrick. Hai să vedem materialul. Robi. Ce anume? Mă scuzați, nu era ceva important. Știi că se aude. Important. El primește imediat. Ce? Hai tare, curaj. Nu era nimic, nu era nimic serios. Da, acum trebuie să zici. Ești neinteresant. Deci neasumat, zi. Spune. Nu asumat. Păi zi. Hai zi tu, Patrick. Nu. Nu-i Patrick. Nu pot. Spune-ți, mă rog, din suflet. Mă rog, nu vreau să-i dați cuvântul meu lui Patrick, că nu-mi place. Trebuie să vorbim. Dar mai devreme, Bogdan, îți convenea. Nu, el începe deja să vorbească și nu puteam să mă bat peste el. Te rog frumos, iartă-mă că te întrerup, dar mă privește, eu știu ce simt. Eu... Am fost acolo, mă cunoști de 3 zile, iartă-mă că te întrerup, dar te rog, oprește-te. Cine a spus? Nimeni, îi dădeam un exemplu de întrerupere. Eu deja m-am dus cu gândirea. Te rog, mai tare. Nu, n-am zis nimic. N-ai zis nimic? Mai, deci nu pot să cred. S-a auzit, cred. Frate, l-o zic, că ți-o auzit. O să zic, doamna Andreea. Dacă vrea să zici. Bine, hai să luăm materialul. Hai să luăm materialul și să vedem câte... Fete l-au plăcut pe pat. Fete și-au dorit ca tu să vii în casa lor, în prima zi. Bine. Hai să urmărim. Care ar fi următorul așa, pe care să-l punem pe primul loc, despre care să vorbim? Adică băieții noi, dar noi... Asta e concluzia. Ei bine, se îndreaptă spre noi un alt băiat. Cine să fie oare, cine să fie oare? Patrick. Cred să vină un băiat nou sau unul dintre cei vechi? Cred că unul dintre cei vechi. Că toate fetele, da, cred că sunt în suspans. Cine? Patrick. Patrick? Da. Daniela? Da. Cine ați vrea să vină acum? Patrick. Eu o țin așa. Eu o țin așa. Am venit să știu. Și chiar Patrick? Patrick? Știu. Vedem. Hai să primim următorul băiat. Patrick. A fost și pe la piață. Și el. Ce așteptai tu pe Patrick? Da, eu simt că e ultimul, dar mă rog. Patrick!
Patrick. Wow. Patrick. Wow. Patrick. 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 Oh. Fantastic. Patrick, la fiecare întrebare pe care le-o adresam, același răspuns îl primeam. Patrick. Cred că trebuie cu spatele. Trebuie din suflet, Daniela. Dar stai că n-a fost foarte eu doar au fost majoritatea fetelor. A, când au strigat toate în cor, da, da. Nu. Înainte. Când au răspuns, tu credeai că doar Daniela? Da. Patrick. Da, și râs. Dar tu n-ai auzit, nu știu. Odată am auzit. Mai mult lucru vocal din au spus. Aleina a spus Patrick. Bianca a spus Patrick. Daniela a spus Patrick. Dar eu am spus din alt motiv Patrick. Pentru că eu auzeam pe Daniela vorbind foarte des de tine. Și deci știam că ea pe tine te dorește. Era eu convinsă lângă minima, susțineai Patrick. Eu vrei pe Patrick. Stefania a spus Patrick. Eu n-am zis niciodată Patrick. Ai zis Patrick? Nu, deloc? Era încă setată la... Dar de ce n-ai zis Patrick niciodată? A, nu, ea a zis că... Am confundat, iartă-mă, cu celălalt, da, din care n-a... nu e cu P. Virginia, tu ai zis Patrick? Nu știu dacă atunci când ați întrebat am zis, nu cred. Da, dar se... cred. Doar ai strigat. Da, ea n-a zis. Mă ajutau. Eu doar Daniela auzi. Dar ai venit prea târziu, ai pierdut trenul. Asta e. Dar poate se descuie ușa. Mă, stai că nu eram cu... Eu cu trenul, tu ești cu ușa aia, zic că te care este în filmul nostru. Da, de la trenul. Doamne Andreea! Să oprești undeva. Da, atunci nu era trenul. Nu mă pricep la trenul, nici dacă e... Eu la uși nu mă pricepeam, că nu înțelegeam diferența între a închide încuiat, în descuiat. Închizi ușa. Am înțeles ulterior, dar... Dar nu încui. Da. Am încuie. După am încuiat-o. I-am zis lui Robert că... Dar tu poți să o și închizi, să o și încui, pentru că dacă el vrea să intre, intră pe geam. Poate vrea, poate nu vrea. Dar ai vrea să intre pe geam? Poate. Ar fi ca și cavaler acolo. Dacă stau la etajul 12, poate. Deci te pune și la încercare. Lumeam. Am înțeles, am înțeles. Te-ai supărat, Ștefania? Ești supărată? Sau ești doar serioasă? Nu, cred că Patrick a înțeles greșit. Ce? Că eu am zis că nu am zis niciodată de tine, ca și cum... N-am înțeles, hai, opa! Hai, liniște, iubito! N-am înțeles greșit, am făcut și o glumă, că de ce n-ai fi zis și tu, Patrick? O glumă, n-am zis poate... pentru că erau deja agitate toate fetele. Da, ai fi zis? Nu, ești un băiat frumos. Mulțumesc din suflet. Aveam nevoie de validare. Mulțumesc, Ștefania. De când ai tu nevoie de validare? Îmi place așa... Tot mai mult încredere. Om, am vrut să fie strigat când să vină la noi ce vorbim. Ai vrea să vină vreun tren? Nu. Depinde că dacă trenul trece cu viteza luminii. Trenul corect. Da, hai să mergem în casa fetelor. Și fetele s-au strâns așa ele. Câte două, câte trei și-au vorbit una de cealaltă. Dar în mod special de Daniela. Doamne ferești, dacă am vorbit. Ați vorbit la cafea. Aha. Le auzeai cumva, Daniela? Eu mica, doar că na. Urmărește, te rog, și comentăm. De Robert a zis că după ce a fost ea în casă, le-i să facă cunoștință. Ei nu au știut, nu a dat niciun semn către vreun băiat. Nu s-a uitat în mod diferit la cineva și nu știau pe cine place ea. Și chestia asta i-a dat de înțeles că Robert o place și că poate de-aia nu a chemat-o pe ea în camera roșie, că ea n-a dat niciun semn și a zis să meargă la sigur cu Ștefania. Da. Dar în camera e la fel de închisă, Daniela. O vezi aici că e foarte misterioasă, neapărat. Păi nu prea vorbim. Curioasă, mi se pare interesantă, dar pare că, nu știu, ori nu vrea să se deschidă, ori e rușine. Cred că, deși vrea să pară, nu e foarte sigură pe ea. Vorbește mult și așa, vrea să stupe partea asta de neîncredere. Poate de-aia nu vrea să zică ce simte sau vis-a-vis de cine și e teamă că va fi respinsă. Dar față de Daniela, crezi că sunt niște tachinări din partea lui? Mai sincer, nu cred. Adică nu-i văd. Nu s-ar potrivi. De ce? Nu e genul lui? Îl place foarte mult. Și fiecare lucru minor îi se pare
a interpretat gestul ăsta ca a fi... Da, ceva mai mult, dar... Și a creat așa... O poveste. O poveste, un scenariu și acum fiecare gest din partea lui se pare că este ceva subtil. Și aici e normal ca toți să interacționăm unii cu alții și ei cumva i s-a părut că... Dacă a întrebat Patrick de ea și a zis că parcă erai mai jucăușă așa ieri, mai... Acum ce s-a întâmplat cu tine, ea imediat, știi? Asta după conexiune s-a răzgândit puțin că ieri a spus că ea gata, definitiv nu mai are Patrick nicio șansă la ea și azi a zis că, că nu se știe, că probabil e ușa închisă, dar nu cu cheia. A zis asta că e ușa închisă, probabil să vadă dacă el are vreo reacție, dar nu cred. Adică eu cred că dacă ar veni Patrick la ea... Da, nu mi s-a părut că am făcut un scenariu, cum a zis Virginia. Eu așa am considerat la momentul acela. Ok, înțeleg că poate a deranjat-o, dar nu trebuia să reacționeze așa, cum Ana. Am spus că este un scenariu pentru că nu doar vis-a-vis de Patrick, fiecare gest mărunt pe care l-a făcut un băiat față de ea, i s-a părut că acel băiat are ceva pentru ea și nu... Sunt gesturi, cum am spus, de Robert, că a întrebat-o dacă știe să gătească, Patrick cu strânsul de mână, Robi că bătaia a simțit o bătaie de inimă în plus. Oh, ok, da. Dar stric părerile pe care le am eu, asta nu înseamnă că... Da, și asta e părerea mea pe care am avut-o pe material. Ok, și eu mi-am dat la fel părerea. Am zis că scenariul la modul că ea și creează, nu știu, niște filme, sincer, asta e părerea mea. Chiar dacă un băiat nu are ceva... vis-a-vis față de ea, pentru că majoritatea i-au spus că o văd ori ca pe o prietenă sau e o fată frumoasă, dar nu au simțit chestia aia. Ok, mai... de acum nu mă voi mai pronunța, voi aștepta momentul potrivit să mă pronunț ca să nu o să mai interpretez. Mai bine ar aștepta momentul potrivit, nu, pentru că până acum s-a răzgândit de... Nu o să mai grăbească. Dar ce faci? Nu mai ești tu acum pentru că ți-a zis Virginia că faci un scenariu? Nu, deranjează oarecum, adică mă crede că aș juca teatru. Nu mă refeream la scenariu de... Nu ai înțeles, Daniela, ce am... Scenariul are legătură cu teatrul. Păi ți-ai făcut un scenariu în mintea ta despre băieți, nu că tu ai ți-ai un scenariu. Ți-ai imaginat. Ok, și ține tot de film, teatru. Mai mult. Era vorba că tu ți imaginezi chestii despre băieți, nu că joci tu un scenariu. Ok, bine. În mintea ta m-am referit că un scenariu. De ce te deranjează? Nu știu, nu mă așteptam, adică fix de la ea, sincer, că sunt și colegi. Nu știu, pur și simplu, am rămas uimită, de asta mă și uitam așa cu nedumerire și nu înțelegeam. Nu a zis nimic rău. Nu, știu lucrul acesta, dar... Eu le-am spus mereu fetelor că m-au tot întrebat ce părere am că îl place pe Patrick și am spus că nu aș avea nicio problemă ca ei doi să se cunoască pentru că suntem la început. Da, pentru că te-a afectat odată ce ai zis că îmi fac scenarii. Nu m-a Dacă afectat. Nu te afecta, nu spuneai, Virginia. Cred că de asta nu a putut să doarmă până dimineața. Da, exact! Bingo! La 5 jumătate. Bine punctat, Daniela, bine. N-are treaba asta. M-am trezit pentru că am visat urât, am specificat. Dacă s-a înțeles, bine, nu? Tot bine. Da, spun acum, deci nu aș avea nicio problemă dacă ar vrea să se cunoască cu Patrick. Chiar... Este frică? Nu, nu mi-ar fi frică de nicio fată și nu vis-a-vis de Patrick, ci de băiatul care va fi cu mine. Sunt convinsă că, indiferent ce fată ar cunoaște, dacă e să fie, o să fim. Daniela, da, că Andreea. Este frică de tine, Virginiei? Puțin, da. Așa simt. Așa simt Îl poți cuceri pe Patrick? Nu neapărat, o să îl... Nu are legătură cu Patrick, în general. Cum adică la general? În ce sens? Adică orice cuvânt aș spune care e referitor la Patrick sau nu-i la Patrick, ea uneori explică acele lucruri, adică se simte deranjată și în legătură cu Patrick. Deci e despre Patrick acum sau e... Acum da, este despre Patrick și spuneam și în general pentru că... Păi mai dai un exemplu concret. Nu știu, de exemplu, când am vorbit că nu sunt decis, adică l-am ales, ba pe Bogdan, ba pe Robert, ba pe Robi, ba pe Patrick, am încuiat, n-am încuiat, am aruncat, n-am aruncat. Care regele cine-i până la urmă? Ești. Boss, nu e regele. Nu ești. Erai curios, nu? Nu știai rău. Ce ai zis că erai? Haideți, lăsați-mi să termine. Eu am spus că nu mă lasă. Da, așa. Vii la mine. Așa, și din acest motiv i-a spus că eu sunt nehotărâtă. Păi cred că asta ne-am dat seama cu toții că ești. Ok, dar era doar exemplul acum, atâta. Deci că am zis că ești nehotărâtă. Și de aia crezi că mi-e frică de tine. Da. Păi,
Tocmai, doamna că dacă Andreea, ai hotărâtă... Nu, văd mai mult decât atât și aș vrea să știu dacă așa este. Voi vă înțelegeți bine în cameră? Da, eu zic că da. Trebuie să vă înțelegeți. Nu discutăm în cameră. Nu prea avem timp, pentru că eu... Și amândouă, nu? Da. Da. A, nu prea avem timp, pentru că eu mă culc foarte devreme. Adică la ora 10 eu... Dorm. Da. Am o treabă. Și este și foarte matinală la 5 dimineața. Depinde de situație. E foarte mișto, adică... Se întrebe bine dacă nu vorbesc. Daniela. Da. În ce măsură crezi că se teme Virginia de tine? Cât la sută? 25. Am ce repede am percentual, adică... Am răspuns pe acolo. Aveai răspunsul pregătit, Daniela? Aveai răspunsul pregătit? Nu. Am spus acum. Știai că se teme de tine, că da, că se teme de Virginia, tine. Virginia? Da. Puțin. Dar ei i-a arătat asta? Nu. Am simțit eu. Că te teme de ea? Mi-ar fi teamă de ea? Da? Nu știu de unde și-a dat seama din acest material sau asta am întrebat-o. Ce motive mai are? Întreb. Așa are la TV. Deci doar din material. La TV așa are la TV, da. Crezi că poți să îl iei pe Patrick, Virginiei? Dacă îți propui. Poate da, poate nu. Ei, asta puteam și eu să știu răspunsul la această... De ce te-am mai întrebat? Normal că poate da, poate nu. Da, aș putea. E că momentan nu-i nimic între ei. Pregătește-te! V-am spus și mai devreme că nu-mi e frică dacă Patrick e să fie cu mine, o să fie indiferent de ce fată de aici ar încerca să... Da, faci tu. Este. Dar îți dorești asta, Daniela? A orice fată, bineînțeles. Poate da, poate nu. A orice are fată? Orice fată, i-a tras de tine. Zis? Orice fată. Nu în privința lui Patrick, în general. Da, era la modul general. Da. Eu vorbesc la modul general, nu fac referire doar la Patrick. Bogdan. Eu cred că la toate le e frică de Daniela. Vreau un adevărat de la Dilăutat. Bă, tu pe cineva, Doamne, ferești? Vreau un adevărat de la Dilăutat. Bine că încă suntem așa... Un adevărat? Adevărat? Bun. Ce? Ce s-a discutat? Stați puțin, că aici nu vorbim de o teamă, de frică, de bătaie. Sau că le mănânci mâncarea. Dar? Sau că, nu știu, le mănânci prăjiturile. Le pun băieții sau ce fac? Da, teama că tu ai putea să... Ai putea să le... Către tine. Dar ce am eu, fac vrăj cumva și eu nu știu? Poate faci. Vudu. Eu am fac o glumă. Tu glumești, eu glumesc. Nu aș sta niciodată cu vreun băiat care... Acum. Bun. Din. Continuați, vă rog, nu de altă. Nu vrea să mă audă, nu poți mai continui. Așa ți-a zis. Așa mi-a zis. Am zis că nu vreau să te aud acum. Vorbeam cu Daniela ceva. Eu. A băgat pe stil. Acum, eu ba, cred că la toate ne e frică de Daniela, pentru că e o glumă. Ce? Cu ce? E o glumă? Le culegi. E o glumă. Nu, am zis că celelalte fete ar putea simți o frică din partea Danielei, pentru că ar putea era să facă oarecum... Da. Ia-o de la nu vreau să te aud. Ia-o de la început, ar fi mai bine, te rog. Unde am rămas? Ce trebuie? Ai greșit numele, bă, zic eu. Te aud. Iau de acolo. Mai zic. Vorbeai de mine, dar după ce ai referit la Giulia, nu ai înțeles, așa am deduz eu. N-am zis bine, nu vreau să te aud acum. Am vrut să zic gen... Doamne. Te-ai pierdut, gata. Nu m-am pierdut, nu mă pierd. Am zis, taci puțin, te rog, că vreau să termin. Nu vreau să te aud acum. Da, dar observ că pe Giulia a deranjat o chestie asta, nu? Are de ce să o deranje. Ba da, stai bine pe constatări. Da, mi-a plăcut logica în liceu și stau foarte bine, într-adevăr. Bine, mi-a zis-o. Și limba română. Îți pot să te cucerești. Julia. Poate mă fură și pe mine acolo. Poate vrei un text argumentativ de caracterizare. Pania de plictisit? Nu. Crezi și eu tu. Eu văd că fii puțin plictisit. Sau nerăbdător. Eu sunt bine. Tu cum ești? Nu m-am plictisit, da? Cred că ar fi cazul să schimbăm subiectul. Cred că mai avem despre mine, ce vorbi, nu? Te dea vina pe mine, că eu vreau. Dar de fapt ea voia. Da, te-am văzut așa un pic. M-ai simțit? Da, ai vrea să am un material cu voi doi, Bianca? Care voi doi? Eu cu tine. Din camera roșie, bă. Viața mea. Noi doi? Există voi doi? Am avut o cameră roșie, deci da. Și am vorbit... Afară de camera roșie. Am vorbit și ieri, din câte știu. Da? Ai vrea? Da, de ce nu? N-am nimic împotrivă. Și cu cine ai mai vorbit? Cu Ștefania am vorbit, cu Bianca. Și cam atât. Interesant. Bine atunci. Eu am un material, Bianca. Dar...
Nu doar cu tine. Cosmin, privește. Și este și așa mai înalt, un pic ca tine, adică poți să spui un toc, nu ai treabă că, ups, poate, de exemplu, cu, nu știu, cu Cosmin, ai fi prea înaltă cu tocuri, de exemplu. Da, Cosmin e înalt. Da, dar Robert... Mai mult? Robert e mai înalt. E mai înalt, da. Cosmin mi-a atras, avem aceleași topuri. Da, îmi dați seama că avem gusturi asemănătoare. Da. Mi-a atras atenția. La început, faptul că este mult mai atractiv decât este la televizor, dar nu știu ca caracter dacă ne-am potrivit, pentru că îl văd cu capul în nori, așa da, și eu. Exact. Un pic... care nu se punctează pe o fată. El e mai prietenos așa cu oricine. Așa e și el în general, da, în viață. Și mie nu mi-ar plăcea să fie, să dea atenție la alte fete. Crezi că nu l-ai putea... nu știu, opri din a face asta, în sensul că... Eu nu am să-i limitez nimic. Nu ca să-i spui. De exemplu, unele persoane se dedau după, știi? Dar din ce am văzut la televizor, este foarte deschis la toți. Toate, deci mai ales. E și mai liber. Da, mai libertin, așa. Okay. Fizic, ar fi ok. Deci și ca fizic, chiar dacă nu e el la care merge la sală, da, că nu... Și faptul că are ochii deschiși, mie nu-mi plac băieții cu ochii deschiși, dar el are drăguț. Ceva, așa? Da. Are o scânteie în ochi. Da. Scripesc ochii. Ție ți-ar plăcea, Cosmin? Ai vrea să-l cunoști mai mult? Nu știu, vom vedea pe parcurs. Spun fetele care au fost cu el la date că atunci când mergi și-l cunoști mai bine, are el așa ceva. Ai o sclipire acolo. Are el ceva. Ce-ți place la Cosmin? Fizicul. Adică e frumos. Mm-hmm. Da, îmi place că e creol. Ce mai place la el? Vorbește. Avea emoții. Da. Au fost așa. De obicei nu e așa. A fost așa, foarte comic, știi? Adică nu mai știu ce să mai spun. Discutăm? Ce să spun? Iei părerea acestor fete? Nu știam. Da, îmi pare rău cumva de faptul că, cum a spus Ștefania pe material, la televizor am părut genul de băiat care se uită în mai multe direcții. Într-adevăr, așa a fost, dar na, îmi pare rău că dau impresia de nehotărâre, de nesiguranță probabil. Așa au decurs lucrurile, cumva am învățat și eu din greșeli și... vreau să le spun că am reflectat asupra greșelilor mele și o să fiu mai focusat, mai atent și mai selectiv, să zic așa. Ai fost selectiv. Ai selectiv? Ok, mai atent. Foarte. În privința deciziilor atunci, ca să mă fac înțeles. Ce decizii? Am greșit câteodată. Poate am fost... Ce ai greșit? Cu ce crezi că ai greșit? Cu ce consideri tu că ai greșit? Am dat verdicte foarte repede, am tras concluzii foarte repede, am... acționat foarte repede. Nu e bine să fim noi, să fim liberi, să nu ne pierdem ba, de dragul altora? Câteodată trebuie să ne gândim bine înainte să facem ceva și cred că acolo am greșit. M-am grăbit în privința mai multor lucruri, părerea mea. Bianca, da. S-a părut da. Sau încercai să-i insufli așa ușor Ștefanie că nu e potrivit Cosmin pentru ea, că e mai înaltă și că el nu e așa vorbim, înalt. Nu știu, mi s-a părut, te întreb. Vorbind despre acest top de trei băieți, ne-am dat așa cu părerea, cred că nu s-a prins în material, despre toți trei. Și atunci am zis, uite, cu așa, cu așa, cu așa. Nu cred că am încercat să-i dau asta, să-i dau senzația asta. Adică, cum am zis și eu asta cred că am încurajat-o și cred că le-am încurajat pe fete să... nu se oprească decât la... Cu tine cum rămâne? Stai! Lasă-le pe și fete! Și pe mine! Și pe mine totodată, adică... A, deci să rămână decizia la el? La ei? La băieți? Consider că avem posibilitatea să ne cunoaștem între noi și să înțelegem mai multe lucruri cunoscându-ne. De exemplu, eu am zis de Cosmin și sper să nu se fi supărat că pare așa mai zurliu și așa, dar e într-un mod bun, adică mie îmi plac persoanele care glumesc și așa și cred că te face să te simți bine, adică cred că are și momente în care vorbește serios, când trebuie să fie serios, este serios și când trebuie să glumești și să poate eu mă simt prost, tu știi să-mi ridici moralul, apreciez asta.
Printre calitățile mele se enumeră și cele spuse de Bianca. Oh. Și eu am avut ocazia să vorbesc ieri cu el și să înțeleg mai mult. Și eu îl cred. Adică el mi-a zis că, dacă am înțeles bine, că e un nou Cosmin. Și cred că ar trebui ca toate să-i dăm șansa, cine vrea să-l cunoască, să-l cunoască pe acest nou Cosmin. O să repezi, Julia? Am zis că copia n-are valoare. Wow. A fost o glumiță, râdeți, aha. Aha, aha. Nimeni nimic. Mulțumesc, Patrick. A zis toată lumea. Apropo de râs și de, nu știu, o relaxare, să vedem dacă reușesc să vă smulg așa câte un zâmbet și de ce nu și râset după următorul material. Priviți! Aș și intra puțin la fete. Lasă, uită camera, de lângă mine. Să mă duc și eu să văd ce e acolo. O să vreau să întreb în continuu, în continuu, în continuu, până mă las odată. Să fiu... Să mă vrea femeile. Aia vreau eu. Să mă vrea femeile. Să-i zice corect, nu e corect. Lăsați femeile să facă ce vor. Sună dubios, dar e corect. Să mă vrea femeile. Să mă vor. Nu, să mă vor. Nu există, nu. Să mă vrea. Să mă vrea. Să mă vrea o femeie, măcar. Două, trei. Două, da. Fii atent, să mă vrea o femeie și după continuu. Două, trei, patru, cinci, ca să nu fie. Și cine să mă vrea? Cum se face? Cine? A, Valentina lui... Valentina? Virginia. Virginia, nu știu. Până mă văd cu el o să-i dureze, o să aveți gafe cu mine, că nu o să le spun al nume, o să se supere pe mine, vă spun eu sigur. Și că să chem pe cineva, păi dacă eu nu știu cum le cheamă. O să ne zică, o să ne zică. Nu, păi o să le cheme și pe alea, pe rând. Da, da, să vezi ce le întrebori, ce le pun, să nu le las. Să spunem și noi poziția din ideea, alea. Ideea e să nu vorbim unul peste altul. Nu, dar ideea e să știi când, o să zică ea. Puneți-mi întrebări, știi? Să nu-i punem nicio întrebare, cum am făcut și... Auzi, noi avem total alte structuri, vezi? Da. E mai greu să fie subțire. Orice dă bine pe tine. Nu chiar orice. Îmbracă-te un pic mai larg. Nu. Ascultă-mă ce spun. Păi nu se vede nimic. Nu contează. Arăt așa. Nu, fra, stau bine hainele pe tine. Nu-mi place. Chiar niciodată nu mi-a plăcut larg. Mulțumesc. Apreciez. Mulțumesc. Bun, v-ați relaxat, ați zâmbit. Pentru că urmează un moment foarte important. După cum bine știți, din ce ați urmărit, cei vechi poate știu, dar și telespectatorii știu asta. Dragilor, în fiecare săptămână, în gală, există eliminări. Sau nu? O persoană poate pleca acasă. Sau nu? Depinde. Tot duminica, tot în gală, un concurent, cel mai votat concurent din acea săptămână, va primi titlul de favoritul telespectatorilor și un cec în valoare de 5.000 de lei. Așadar, în fiecare săptămână, aici în Casa Iubirii, pe lângă faptul că aveți parte de această experiență, puteți câștiga suma de 5.000 de lei. Cele mai multe SMS-uri din partea telespectatorilor din acea săptămână
îi aduc acest beneficiu celui care a strâns cele mai multe SMS-uri, cele mai multe voturi. Veți fi votați pentru autenticitate. Veți fi votați pentru că sunteți voi. Fiți naturali, vă rog. Cine încearcă, cine se abține, se vede. Și tot duminica, tot în gală, ne alegem liderii. Liderul în casa fetelor, voi îl decideți, dragi băieți, și liderul în casa băieților, pe care, bineînțeles, îl decid fetele. Foarte important. Acești lideri, pe lângă faptul că au responsabilități în casă, trebuie să păstreze liniștea, să fie totul bine, să nu se vorbească urât, să nu se ridice tonul, să... Mă rog, beneficiază de un lucru extrem de important. Imunitate în gala următoare. Nu pot fi votați spre eliminare. Bun, aceste trei lucruri importante se întâmplă gală de gală. Favoritul telespectatorilor, liderii și, din păcate, eliminările. Eliminarea. De la cine ne luăm la revedere? Bun. Nu știu dacă v-ați hotărât, nu știu dacă sunteți deciși, dar eu abia aștept să aflu, și bineînțeles, nu doar eu, ci și telespectatorii, cum veți vota, pe cine alegeți să eliminați, de la cine vreți să vă luați la revedere. Nu știu dacă v-ați hotărât, nu știu dacă sunteți deciși, dar eu abia aștept să aflu, și bineînțeles, nu doar eu, ci și telespectatorii, cum veți vota, pe cine alegeți să eliminați, de la cine vreți să vă luați la revedere. Dar vom rămâne cu sufletul la gură, pentru că această gală este o gală fără eliminare. Până gala următoare. Poate. Nu vă relaxați foarte mult. Pentru că este prima săptămână. Pentru că oamenii încă nu s-au obișnuit cu voi. Pentru că încă nu v-au cunoscut suficient. Pentru că nu știu exact. Pentru că trebuie să le oferim timp. Și nu doar lor, ci și vouă. Să vă cunoașteți între voi. Să stați mai mult unii cu ceilalți, să vă știți mai bine, să vă cunoașteți mai bine. Așadar și prin urmare, dragilor, în această gală, tot în această gală, nu se va oferi premiul de favorit al telespectatorilor. Este singura săptămână. De gala următoare se va oferi. Avem nevoie să strângeți voturi. Avem nevoie să fiți văzuți de telespectatori mai mult. Așadar, dragi telespectatori, votați. Pentru că săptămâna viitoare unul dintre ei va veni aici în față lângă mine și îi voi mâna premiul, cecul de favorit al telespectatorilor, în valoare de 5.000 de lei. Odată cu acest cec, favoritul capătă și imunitate, am uitat să specific. Nu poate fi votat în acea gală. Mai mult decât atât, mai are și o responsabilitate. Și el va trebui să voteze pe cineva spre eliminare. Pe lângă votul normal de concurent, mai are un vot de favorit. Dar astea sunt amănunte. Vă zic de gala următoare. Astăzi vă rămâne un singur lucru de făcut din cele trei. Să decideți liderii. Cine merge la vot? Băieții. Băieții merg? Băieții să meargă. Nu le lăsăm pe domnișoare? Hai să lăsăm domnișoare. Le lăsăm pe domnișoare. În cutia roz votează fetele, în cutia verde votează băieții. Virginia, te rog.
Iulia. Mi-aduci, te rog, cutia? Am uitat de asta. O să mă duc eu să iau? Dacă vrea Iulia. Vrei să mă duc? Mulțumesc. Așa. Patrick, cutia. Mulțumesc. Dragii mei, v-ați făcut încălzirea. Ați trecut de prima săptămână. Ce a fost mai greu a trecut. Gata.
mai aveți de trecut prin emoțiile primului premiu de favorit și prin emoțiile primei eliminări. În rest, tot ce veți trăi de acum înainte aici, în Casa Iubirii, este strict datorită sau din cauza voastră. Decideți cum trebuie, alegeți cum trebuie, faceți ceea ce simțiți, fiți liberi, gândiți-vă la fericirea voastră. Despre lucrurile nespuse astăzi, vorbim mâine, într-o nouă săptămână, aici în Casa Iubirii. Vă dăm întâlnire de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă doresc o seară minunată. La revedere! Nimic. Iulia, poți să nu faci absolut nimic, crede-mă. Bine, pa! Auzi, Iulia, auzi, bine, vede pa. Că, se vede că stai în cameră cu Larisa, că faceți din țânțara armăsara amândouă. Dacă până acum mi-am dorit să cunosc toți băieții, vreau să-i cunosc pe cei șase, fără tine. Bine, Larisa! Eu am auzit de la băieți, nu contează, nu dau nume, că l-ai pus la punct, oarecum, pe Bogdan și că l-ai făcut cu capul. Bogdan? Pe Bogdan, pe... Pe mine? Pe Cosmin. Așa am înțeles, nu știu, nu mă interesează ce ai făcut el, dar așa am auzit. Mi-aș dori doar să nu mă jignești, să nu-mi pui etichete și să te comporți cum te comporți acum. Ce surpriză! Ți-a drăguț! Mulțumesc! Ce faci? Ești bine? Ce-am drăguț! Vrei să mergem în grădină, stăm de vorbă? Da, putem! Ce-a drăguț! Ce-ai făcut în weekend? Da, uite, bine, bine. Daniela? Da! Surpriză, surpriză. Mamă, ce era să cad. Da, cizmi. Stai așa că vă duc acolo, Laurențiu, nu te ridica. Du-te înapoi la... Ce bine arată! Fac o omletă? Mamă, de acum mă tratați regește.